pensar na Samora. Seara vă spunem tuturor fraților români din întreaga lume, bine v-am găsit, bine ați venit la apelul de seară, încă o zi mai trecut din viața noastră, încă o zi în care noi suportăm pe politicienii noștri, suportăm și viața, bineînțeles, pe care noi nu o alegem, pentru că, sincer să fim, și trebuie să fim sinceri cu noi, noi suntem cei care facem ce facem pentru viața noastră și copilul nostru, așa că nimeni nu ne obligă să stăm, să răbdăm, să mergem așa înainte, legați la ochi, cum am mers timp de 27 de ani de zile, să trecem, să salutăm pe toată lumea, așa cum o facem de fiecare dată, cum suntem obișnuiți, să-i salutăm pe toți, indiferent unde se află, că vă aflați la Vladivostok, că vă aflați la New York, la Polul Nord sau Polul Sud. Mulțumim Facebook-ului, chiar dacă mai face el câteodată ce mai face, dar iată că, până la urmă, ne ajută să intrăm în casele noastre, să fim prezenți în fața, pe ecranul calculatorului noastră sau pe ecranul telefonului noastră, să putem discuta împreună, să putem merge înainte, să putem pune țara la cale, cum spunem noi.
așa ca la sfatul bătrânilor, ca pe marginea șanțului, ca la Radio Șanț, pentru că noi nu suntem chiar o televiziune, așa cum sunt televiziunile alea principale pe acolo prin țară, care ne-au împuiat capul, ne-au făcut capul mare, așa, timp de 27 de ani de zile și ne-au adus aici unde suntem. Suntem oameni pragmatici, cu toții suntem muncitori din întreaga lume, cu toții avem dreptul și aveți dreptul, dragilor, la o altfel de viață. O altfel de viață pe care spunem noi că ar trebui să o abordăm, mai ales că în 1989 s-a murit pentru această viață, pentru dreptul la liberă exprimare, pentru dreptul de a gândi liber. De aceea vom lupta până la ultima picătură de sânge, așa spunea Dumnezeu să-L ierte pe Ion Rațiu, pentru ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine, pentru ca tu să poți gândi altfel decât cum gândesc eu, bineînțeles să vii cu argumente la obiect, cu un limbaj decent. Vă invit pe toți absolut să participați la această emisiune, pentru că în această seară vom explica foarte multe lucruri pe înțelesul tuturor și mai ales lucruri pe care și vom da răspuns la multe dintre întrebările noastre, așa mi-am propus în această seară, să răspundem la toate întrebările pe care dumneavoastră mi le veți spune cu calm, pentru ca dumneavoastră să fiți lămuriți ceea ce dorim noi să facem. Am pornit la un drum lung acum 2 ani de zile, știam că va fi un drum lung, că va fi un drum anevoios, știam că nu avem în spate televiziuni, știam că în spatele nostru există foarte mulți care ne doresc răul și care nu ne vor lăsa să ne ridicăm de la pământ, știam că mă bat cu România Unită, care la vremea aceea era partidul lui Ponta, știam exact ce fac. România Unită a avut o șansă, bineînțeles, i-au dat la picioare USR-ul pentru că au avut mai mulți bani, banii veneau de la Soros, aveam două partide cu care mă băteam în momentul când am dat drumul la ideea Partidului Forța România. Două partide mari, unul sponsorizat de către cei din Uniunea Europeană și din America, adică de George Soros, care se chema USR, și un partid care era sponsorizat de către mafia PSD-istă, care se chema România Unită. Cu două partide mari m-am bătut. Nu am reușit să mă registrez în timp ce ele, unul a ajuns la guvernare, unul a luat sub 5%. În schimb, am reușit să facem o echipă de oameni extraordinari, o echipă de oameni care au înțeles și cred în proiectul de relansare a economiei naționale pe care noi l-am propus. Și în această seară voi face în așa fel încât să vă lămuresc că se merită să investim în acest proiect și că împreună putem învinge din toate punctele de vedere. Vreau să vă asigur că noi, cei din Partidul Poporului Forța România, din Forța România sau cum se va chema acest partid până la urmă, să vedem că dacă cei din tribunal vor decide să ne lase cu numele astea, să nu ne facă să-l mai schimbăm o dată, pentru că asta e la modă în România, dacă nu ne vom chema nici partid, vom fi asociație, vom fi românii la un loc și gata, am terminat. Nu contează, noi luptăm pentru drepturile noastre și în primul rând acest program se poate implementa și noi putem ajunge la putere fără ca să fim partid. Bineînțeles, dacă dorim, dacă nu dorim, stăm acasă, ne băgăm mâinile în buzunări, ne complacem așa cum suntem și mergem înainte cu ochii închiși, legați la ochi, fără a ne gândi că mâine, într-un viitor apropiat, va trebui să spunem copiilor noștri și nepoților noștri de ce am dormit ca boii pe coadă, de ce nu am întrebat politicienii din România, fraților, unde ne duceți, încotro ne îndreptați, ce aveți de gând să faceți cu noi și așa mai departe. Nu ne-am pus nici noi întrebările astea, noi între noi, soție cu bărbat acasă, da? cu părinți, cu copii, nu ne-am întrebat, băi fraților, în care parte mergem, în ce direcție mergem? Ne-am lăsat duși de val, ne-am lăsat conduși de către cei care ori nu se pricepeau, ori se pricepeau foarte bine și au spus, fraților, acum e momentul să dăm o mână de ajutor diavolului să distrugă România din toate punctele de vedere. Ceea ce a reușit să facă Ceaușescu în 40 de ani de zile de comunism, că nu a stat el 40 de ani, dar oricum a stat mai puțin decât au stat ăștia la putere, au stat de 25 de ani. Ce a reușit să facă Ceaușescu, noi n-am reușit să vorbim, dar vreau să vă spun că ce a reușit să facă Ceaușescu, nu vor reuși să facă de acum mulți deștepți ai lumii, mulți oameni cu doctorante, cu masterul și cu facultăți adunate una peste alta, așa cum spunea Eminescu, fulgerele adunate au contra fulgerului care, în turbare furtunoasă, a cuprins pământ și vare mare și nu vreau ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt cu venire, se bucură toți o apă și un pământ.
Exact așa s-au făcut o apă și un pământ toți acești ingineri, doctori, academicieni pe care avem noi în față. Cer scuze, dragilor, oameni buni, cu caracter frumos, care sunteți intelectuali, dar care nu aveți curajul să veniți aici la Apelul de Seară. Apelul de Seară fiind unica emisiune din tot ce vedeți dumneavoastră în toate peșicherul tabloidelor de România, care spune numai adevărul și care, într-adevăr, în mod pragmatic dorește să facă ceva. În mod pragmatic dorește să asigure poporul român că suntem capabili să facem o organizație, o organizație așa cum este organizat un club de albine, pentru ca mai apoi să putem reporni motorul economiei românești de acolo de unde este el aruncat. Sunt lucruri foarte multe de spus. Bineînțeles, am rămas fără bani, dragilor, la această oră noi, România, nu mai are bani. România, după cum a recunoscut și domnul Georgescu, Călin Georgescu, cel care se află pe palierul 3 în eșichierul, în ierarhia mondială a masonilor, a recunoscut că România este o mină de aur din care se extrage aur, deci aur negru, aur alb, cum vreți să-i spuneți noastră, beneficii din 1989 încoace și este doar o problemă de timp de falimentul României, falimentul unde doresc ei să aducă România. Noi o să spunem că nu e chiar așa, pentru că ca să ajungi la faliment înseamnă că noi nu mai trebuie să existăm. Indiferent unde ne aflăm, indiferent că suntem în America, în Italia, în Germania, în Spania, Franța, Anglia și așa mai departe, noi putem lupta împreună cu românașii noștri de acasă, cu acești eroi, pentru că eu îi fac eroi, pentru că unii dintre ei au rămas acasă și vreau cu această ocazie să lămuresc un singur lucru. Băi, suntem frați. Fratele tău este plecat la muncă în serenitate și o ține pe mama ta. Tu nu ai posibilitate din România, ăla îi mai trimite din când în când câte ceva. Fratele tău trimite bani nepotului tău. Fratele tău trimite bani soției sale. Soția te prinde pe tine la lucru. Toți suntem frați. Hai să clarificăm o dată pentru totdeauna treaba asta. Mă doare sufletul când văd că sunt niște idioți care vin și spun, băi, apatrizilor, băi, nu știu ce, băi, nu se poate așa ceva. Nu există așa ceva, fraților. Toți suntem frați. Deci noi intrăm și le facem un joc cu celor care doresc să extermine poporul român. Am ajuns și prost și din punct de vedere demografic, pentru că am ajuns să avem 25 de locuitori pe kilometru pătrat în Tulcea, în anii 2000. Gândiți-vă ce fel de nație putem fi noi cu 25 de locuitori pe kilometru pătrat într-un județ cum este Tulcea în 2017. Păi ne cuceresc ăștia cu pixurile, da? Nu au nevoie de săbii, nu au nevoie de pistoale, nu au nevoie de carabin, de nimic. Dar să trecem la oile noastre. Vă spuneam că noi nu avem bani. România nu are bani. Eu, personal, nu am bani. Domnul Ion Stanciu, bună seara, nu are bani. Rodica Păcuraru nu are bani. Ileana Hang nu are bani. Sandu Alexandru, Florin Vasile, Petru Adochiție, Mihaela Ciurea, Andrei Artur, Gheorghe Bărticel, nimeni nu are bani. Nu avem, fraților, pentru că nu avem bani datorită faptului că România nu a produs în ultimii 27 de ani de zile. 28, că acum se apropie imediat, avem 28 de ani de zile de când au murit tinerii în Piața Revoluției și la Timișoara au murit împușcați pentru ca noi să putem vorbi liber, să putem gândi liber și să putem acționa liber. Dar această libertate este o libertate de sine, stătătoare, o libertate în care, cu care trebuie să avem decență, multă decență, să gândim foarte bine și să și punem în practică foarte bine, să respectăm pe cel care este în fața noastră. Să-l respectăm atâta timp cât eu respect pe ăla din fața mea. Obligatoriu, azi nu mă va respecta, mâine nu, dar apoi mâine îl va vedea lumea și atunci el se va conforma și va spune, băi, omul ăsta vorbește adevărul, hai să îl ascult. După o perioadă de timp când mă ascultă și vede că vorbesc bine, spune, băi, omul ăsta are și dreptate, hai să vedem ce putem face. Asta trebuie să facem noi, fraților. Haideți să facem un dialog, să vedem ce putem face pentru România. Noi, cei din Partidul Poporului Forță România, pentru că am muncit foarte mult, 10 ani de zile, v-am pus un proiect pe masă, un proiect cu care dorim să luăm viața în piept, cu adevărat, să organizăm din toate punctele de vedere România și să o ridicăm sus. Bineînțeles, v-am spus, bani nu există. Există un element, forță de muncă. Există forță de muncă calificată, bărbați adevărați și femei adevărate care lucrează în străinătate, care s-au perfecționat din toate punctele de vedere, care cunosc ce știu ce înseamnă performanța, știu ce înseamnă greutățile vieții, știu ce înseamnă să te trezești,
să apeși pe buton și să fii drept atunci când se apasă pe buton și trebuie să fii drept atunci când se apasă pe buton. Știu ce înseamnă să rabzi, știu ce înseamnă să ai dor de casă, de copii, știu ce înseamnă valoarea lucrului pe care noi îl avem de făcut. Performanța pe care noi, românii, trebuie să o punem în aplicare pentru ca România noastră să nu mai fie cea care este astăzi, să fie cu totul și cu totul o altă Românie. O Românie plină de viziune, o Românie plină de putere, de dinamică, o Românie care să ajungă pe primele locuri în Europa. Avem această putere, suntem țara care are 6.000 de metri pătrați, de metri pătrați teren arabil de fiecare locuitor a României, putem produce hrană, iar hrana va fi aurul, pentru că hrana este cea care îți dă energie. Hrana, nehrănind oamenii, nu poți să-i pui în picioare, nu stau pe picioare. Noi putem produce hrană și putem produce o hrană fără euri, fără Monsanto, pe care l-a adus domnul Cioloș, da? Putem produce hrană, putem trăi, putem fi puternici. Dar ne lipsește un singur lucru. Astăzi eu vă voi explica ce ne lipsește. Ne lipsește puterea de a abandona o stradă pe care mergem greșit, de a trece pe o stradă care să mergem în linie dreaptă și să o luăm de la capăt. Adică noi suntem acum pe undeva la 3 sferturi de deal și stăm și ne gândim, dar știm că mergem prost, mai avem un pic și murim. Refuzăm să coborâm ca să urcăm pe dealul altul pe care deja la orizont îl vedem că este bun. Dar nu dorim să mergem să coborâm și ar să urcăm un deal. Nu știm nici ce să facem pentru că clasa politică ne-a dezorientat într-un așa fel încât habar n-avem cum ne cheamă. Vedem pe celălalt deal că acolo trebuie să ajungem, refuzăm să coborâm și să reurcăm dealul, pentru că Eduard Barosanu, ca așa îi spune lui Barosanu, domnule Eduard, eu nu o să folosesc un limbaj ca dumneavoastră. Vreau să vă spun un singur lucru însă. Nu mă faceți să vă înjur, că nu am acest drept. Da? Sunteți un om din popor și eu cred că dacă veți mai gândi un pic la cuvântul ăla de Barosanu, nu există cuvânt de Barosanu în limba română. Ce Barosan ești tu, mă, frate? Ai tu media, ai pune tu, mă, România pe picioare, mă, că ești Barosan. Scoate tu, mă, banii, îți dă bani la toată lumea și pune, a construiește o fabrică în România dacă ești Barosan. Dacă ești tare, intră pe Timo Lipciuc Milano și ai să te bată toată lumea asta care e în direct acum, 400 de oameni, să deschizi gura să văd ce spui, că ești Barosan. Hai să terminăm cu astea, că nu-mi fac plăcere să mă abandonez, să derez de la subiect. Deci, vă spuneam, nu avem bani, suntem pe un deal, la 3 sferturi de deal, dar trebuie să conștientizăm acest lucru că trebuie să ajungem partea aia. Nu știu ce vom face, nu știu cum vom traversa, dar va trebui să traversăm. Ori ne întoarcem și urcăm iar dealul, pentru că acolo trebuie să ajungem. Trebuie să ajungem acolo unde vom fi independenți din punct de vedere economic. Asta vrea România. Asta vor nepoții noștri și cei care încă nu s-au născut. Asta vor strămoșii noștri care dorm acum la 2 metri sub pământ și care au luptat la Mărăști, Mărășești, Oituz, Plevna și în alte părți. Doresc ca noi să luptăm pentru ca copiii noștri să aibă o țară așa cum ne-au lăsat ei, așa cum au lăsat-o dacii, că nici pe daci nu i-au putut cuceri romanii. I-au cucerit pe un sfert din teritoriu, adică până acolo unde doreau ei sau de unde doreau ei să ia aurul. Nu au ajuns niciodată la porțile Prutului. Și atunci, cum vorbesc eu limba română? Pune întrebarea, că ne-au furat istoria, iar noi va trebui să răscolim, va trebui să ne regăsim identitatea și pentru aceasta, dragilor, fiți foarte atenți la ce vă spun. Nu este ușor să-ți recapeți identitatea poporului român în contextul în care istoria a fost falsificată de bună știință de istorici care au fost plătiți la greu de către sorosiști, de către alții, pentru ca noi ca nație să nu mai existăm. Dar există doar o singură posibilitate. Programul Partidului Poporului Forța România. Deci noi, am spus așa, cumpărăm o bucată de teren, fraților, în mijlocul României. Mică, un hectar, două, câte fi. O încercuim cu steagul nostru, tricolor,
Da? Și scrie proprietatea poporului român. Proprietate care a fost cumpărată astăzi. Am plătit-o de 10 de ori. O mai plătim o dată. Și am terminat. Tot ce vom cumpăra de mâine în România cu banii noștri nu va mai fi a lor. Se vorbește de un stat paralel. Vreau să vă spun că eu în momentul în care am venit acum 7 luni de zile și am dat drumul la Life-uri și v-am spus că trebuie să facem un sistem paralel economic cu sistemul care este ca să-l putem înlocui, aveam în vizor existența al doilea stat care lucra în paralel. Dar un stat parazit, un stat care nu au căpușat practic tot ce au avut. Dumneavoastră nu vezi, 27 de ani de zile de timp, 28, așa, timp în care numai la început a fost Iliescu, după aia opoziția a dat președintele, iar cei care au fost la putere au dat guvernul. Niciodată între ei n-au colaborat așa cum au trebuit. Fiecare și-au creat câte un stat. Astăzi sunt două state românești. Adică sunt două găști puternice, politice, și care roiesc în jurul președinției și în jurul guvernului și conduc amândouă cu aceleași puteri, dar niciunul dintre ele nu este capabil să conducă singur. Atenție! Se mănâncă între ei, ne ținând cont că trântesc poporul la pământ, punând taxe peste taxe, omorând poporul, nimicind poporul român, făcându-ne să plătim de două ori TVA la apa care ne intră în casă. Domnul Ion Buteanu a făcut la Baia Mare greva foamei pentru ca noi românii să nu plătim de două ori TVA la apă. Intră apa în casă, plătesc apa, plătesc taxe pe valoare adăugată statului român. Pleacă pe canal, mai plătesc o dată taxă pe valoare adăugată, ceea ce nu este normal. Dar nouă nu ne pasă. Noi mergem înainte crezând că va veni Zoro, va coborî Zoro pe pământ și ne va da ceva. Nu. Haideți să trecem la voile noastre, avem nevoie de un sistem, ceea ce v-am propus noi și propunem noi, soluția pe care o propune Partidul Poporului Forța România, este un sistem centralizat din toate punctele de vedere, un sistem care poate închide toți robineții de scurgere a banilor, un sistem care va face absorție de capital străin și autohton, un sistem care va putea să dezvolte înapoi România de jos, începând cu agricultura și terminând cu industriile. Asta să fie clar. Problema este că, datorită banilor care sunt puțini, va trebui să începem cu agricultura, va trebui să începem cu noi înșine, adică cu noi cei care va trebui să cotizăm sau să fim direct investitori în acest program. Se știe că dacă rămânem datori cuiva, nu mai avem posibilitate să primim alți bani, pentru că nimeni nu ne mai creditează. Se știe că dacă România are datorii, acum la un moment dat, cei din de sus, de la Fondul Monetar Internațional, vă spune, stop, vor da două telefoane și vom fi izolați din toate punctele de vedere. Deja leul a început să cadă. Leul a început să cadă pentru că noi nu suntem capabili să vindem în leu. Noi de 28 de ani de zile, domnul Muguri Stărescu, tot ce vinde în euro, adică cumpărăm euro, producem ca să vindem în euro, să se întărească euro. Noi trebuie să producem, să vindem în leu, pentru că în momentul când vinzi în leu, cel care cumpără de la tine merge să cumpere leu. Dacă eu vând un vapor de carcasă de carne la arab și spun mie dăm în lei, ăla spune, băi, eu am dolari, nu mă interesează, mie îmi dai lei. Merge în banca X și spune, domnule, aveți lei? Păi nu am. Merge la ala, băi, ai lei? Nu am. Merge la al treilea, băi, ai lei? Da, am, dar știi, nu mai costă 4,01, costă 4,02. Bine, dă-mi că trebuie să cumpăr carne. Și așa crește leul. Leul nostru a fost ținut jos pentru ca noi să avem salarii mici. În tot acest timp, marea majoritate a populației a crezut că dacă muncește pe dolar sau pe euro apară, avem de câștigat. Nu am avut de câștigat. Pentru că noi am rămas la nivelul salariilor din 1989. Mai încolo, mai rău, e că ni s-a distrus tot ce am avut, tot ce produceam și am devenit doar
vânzători, adică bișni țari, ne-au făcut o țară în care agenții comerciali nu au ce face altceva ca să trăiască decât să-și facă meseria. Dar, atenție mare, nu mai merg la fabricile de unde se aprovizionau, la fabricile nu mai merg la fabricile românești, pentru că nu mai au unde merge. Merg și cumpără de la străini. Asta este marea problemă. Noi nu mai avem sistem, noi nu mai putem ridica fruntea sus, nu mai putem cumpăra, nu mai putem face nimic. De ce? Pentru că nu am fost în stare să ne menținem măcar 50% din economie în picioare. În nicio casă din lumea asta, la nimeni dintre dumneavoastră, nu cred că dați controlul 100% celuia unde dumneavoastră lucrați, patronului sau băncii, sau spuneți, băi, 50% sau 51% trebuie să-mi aparțină mie decizia, să țin eu acea decizie în mână ca eu să pot merge înainte, că altfel mă dau ăștia la picioare. Ne spune Costi Busuioc, domnule Timon, nu credeți în jocul slujilor din ONG-urile antiromânești? Nu cred, domnule, nu cred în slujile ONG-urile în jocul slujilor din ONG-urile. Nu, sub nicio formă. Eu vă spun care e problema cu ONG-urile, lăsăm, noi vom face acum această asociație, pentru că nu trebuie să le dăm banii lor. Banii trebuie să rămână în acest circuit pe care se vor investi. Aici vom angrena toți investitorii. Aici vom angrena toți vânzătorii români, toți comercianții. Aici vom angrena pe toată lumea. Deci toți cei care vor dori să vină. Vor fi și cazuri izolate care vor rămâne în afara programului nostru și care până la urmă vor rămâne cu degetul în gură, pentru că nu vom putea să le facem absorție mai târziu. Absorția se face acum, când plecăm la drum. Asta să fie clar. Ne va fi foarte greu. Dacă se vorbește de un stat paralel, noi suntem un program paralel cu programul pe care l-au ei. Noi suntem puterea. De fapt, pentru că noi, dacă dorim, și diaspora, dacă dorește, să investească în România, cumpără România cu totul. Și asta trebuie să și facem. Pentru că și să ne dezvoltăm noi ceea ce avem de dezvoltat, fabrici, uzine și toată industria. Dacă nu, vom fi sortiți pe irii. Adică, știu că o parte dintre noastre, și vă cred pe bună dreptate, o parte dintre noastre, foarte mulți chiar dintre noastre, au copii care lucrează la multinaționale. Au copii, bună seara, Lică Cucera, bună seara tuturor. Termin de spus ce am de spus, după care vă luăm și vă răspundem la toate întrebările noastre. Au copii care lucrează la multinaționale, multinaționalele care au venit cu 20 de milioane, 25 de milioane, pentru că nu plătesc fraților din banul, din buzunarul lor. Mergeți și luați un patron din România care face comerț. Comerțul este încă o ramură în care se câștigă în România. Și încercați să-i spuneți doar la băi, uite care treaba, vreau să văd și eu, ai și tu un muncitor căruia îi plătești 20 de milioane salari? Să vezi ce spune ăla. Spune, frate, n-am cum, plătesc taxă acolo, plătesc taxă dincolo, plătesc chirie, plătesc curent, plătesc aia, plătesc impozit. Nu pot. Oricât ar fi el de dezvoltat, nu pot să-i dau 20. N-am de unde da 20 de milioane. V-ați pus întrebarea. De unde supermercatele străine plătesc 20-25 de milioane salari la fiecare român deștept care gestionează și angrenează practic, care lucrează contra poporului român, pentru că mintea lor este utilizată contra economiei de astăzi a României. Nu pentru că eu o spun cu răutate, eu o spun de ceea ce este adevărat. Deci noi avem ingineri la ora asta, avem doctori, avem oameni competenți care nu lucrează pentru ei acasă, nu lucrează pentru poporul lor, lucrează pentru multinaționalele care doresc distrugerea poporului român. Asta să fie clar. Cu toate că România a investit în această sursă umană, resursă umană, a investit în neștire. Deci noi am plătit poporul român să construim universități, am pregătit profesori universitari, profesorii universitari au pregătit foarte multă lume deșteaptă, competentă, care astăzi este angajată la multinaționale și este angajată în universitățile din toată lumea și sunt directori în toate concernele din toată lumea.
toată lumea care este contra României noastre, dragi, care este contra poporului meu. Toată lumea care de 27 de ani de zile, cum a recunoscut și Călin Georgescu, mulg această vacă care se cheamă România și care nu-i va durea niciodată nici de tine că ești badant în Italia și că ți-ai lăsat mama acasă și copilul, nici de mine că sunt tată și nu mi-am văzut copiii de nu știu cât timp, nici de X sau de Y. Nu-i va interesa, fiecare are interesul lui. Când România va rămâne fără aur, când România va craca, va fi o mare, mare problemă. Întrebare de baraj pentru toți care sunteți în direct la această oră. Eu vreau să vă întreb. Credeți cu adevărat că merită să știm și noi ce se ascunde în munții Bucegi? De ce ne este făcut secret, ținut secret, ce există în munții Bucegi în România? Noi suntem români. Noi plătim impozite și taxe. Noi trăim în România. Noi votăm în România. Noi avem dreptul să știm ce există pe teritoriul patriei noastre. Niciodată a spus secret de stat. Păi care mai secret de stat? Cine este statul? Atenție, este statul paralel. Pentru că statul normal a fost învins, nu mai există. Nu, la această oră noi nu avem un stat care să fie al nostru. Avem un stat în stat, un stat care conduce statul nostru. Mafia paralelă, care este instalată de către sorosiști, de către ONG-uri controlată prin bani grei, oameni care nu văd decât salariul pe care trebuie să-l ia lună de lună 25-30 de milioane, oameni care prin inteligența lor, prin inteligență, nu prin înțelepciune, faultează pe tatăl și pe mama lui. Pentru că tot ce întreprind pentru un salariu de 20 de milioane, aparent, care intră în buzunar, distrug în spate, au distrus pădurile din România. Nu am văzut un intelectual care să vină să spună, băi, frate, haideți să ne așezăm la masă, pentru că suntem intelectuali și suntem clasa care formează opinia publică. Suntem cei mai deștepți oameni din România. Când am văzut că au dispărut la Borsa toți munții aia, toate pădurile aia, nu i-am întrebat, băi, unii au plecat banii ăștia. Pentru că banii ăștia, dacă erau în circuitul economic al României, se cunoștea ceva. Bun. Am văzut că s-a cedat acum și Valea Vaserului. Alte mii de hectare care vin ciuruite și măturate pe fața pământului. Pe acești oameni care lucrează la multinaționale, nu interesează pentru că mâine ar fi dat afară, da? Le-ar spune, băi, pierzi 20 de milioane salarii. Corect. Noi pentru 20 de milioane am ieșit afară și muncim și din 20 mai rămânem cu 200 de euro care îi trimitem acasă. Când am tras linie la urmă, am rămas fără bani. Singurul lucru care mai merge în România și va merge în istorie este pământul care astăzi pui John Austria, vom face agricultură pe pământul care există. Vom cumpăra de mâine câte un sfert de hectar. Agricultura poate fi făcută pe porțiuni mici și poate deveni cea mai productivă și cea mai bine plătită și pe terenuri vaste, imense, care le-ați cumpărat voi, care le-au cumpărat cei din Austria, cei din Italia, nicio problemă. Fraților, le vom recumpăra. Ne recumpărăm terenul nostru. Astăzi un hectar, mâine jumătate de hectar, poi mâine un hectar, nu vom cumpăra noi, nu vom termina noi de cumpărat, vor cumpăra nepoții noștri și când vom termina de cumpărat acest teren, vom fi noi, România. Noi nu mai putem merge înainte doar așa, cu ochelarii la ochi. Deci, ne întrebându-ne, după două, trei facultăți, două mastere și un doctorant, ne întrebându-ne ce facem noi, unde trăim. V-am spus că agricultura ne poate scoate din impas. Proiectul nostru este lansat pe agricultură. Marea parte a banilor pe care trebuie să punem, trebuie să-i punem noi, poporul român, pentru că trebuie să avem un capital autohton. Nu putem, atenție, fraților, vă rog să mai aveți un pic de răbdare, mai am un sfert de oră și termin, după aia discutăm. Vă răspund la absolut toate întrebările, fără niciun fel de probleme.
Vreau să vă spun în felul următor. Nu putem să lăsăm lucrurile la voia întâmplării. Nu, pentru că dacă le lăsăm la voia întâmplării și spunem așa, mergem să luăm bani împrumut de acolo sau de acolo, noi nu vom avea profit niciodată. De aceea va trebui să acționăm pe celule. Ce este celula? Omul este compus din celule, organismul, da? O celulă mică care va ajunge mare în România, noi putem să dăm naștere unei celule. Am cumpărat 5 hectare de teren, am cumpărat un tractor și utilaje, am pus 10 oameni la muncă, le facem un magazin, da? Îi punem un solar să poată să facă, dau un exemplu, răsad și să iasă cu legume în primăvară, după aia să termine cu pusul murăturilor și cu produsul zacuști, ca să putem să-și poată forma ciclu, și le dăm bani și ăia i-am pus pe picioare. Când am pus sectorul ăla pe picioare și merge, ei va trebui banii pe care am investit noi în afacerea aia lor, încet, încet să ne dea nouă înapoi, și noi în același timp promovăm pe altul. Și încet, încet facem mai multe celule. Vom unifica aceste celule într-un sistem centralizat. Adică noi va trebui să știm ce producem, unde producem, cât producem, să consiliem pe cel care produce. Tu faci varză, tu faci conopidă, tu faci ardei, tu faci gogoșari, tu faci carne, tu faci lapte, tu faci aia, tu faci aia. Ca să putem să facem supermercatele la nivel național, supermercate care va regenera din toate punctele de vedere potențialitatea producătorului român. Producătorul român va merge pentru că va avea supermercatele lui și își va vinde absolut tot ce produce acolo. Noi am rămas fără această logistică pe care noi va trebui să o reconstruim. Celulă cu celulă, piatră peste piatră, cărămidă peste cărămidă. Avem oameni specializați. Avem comercianți în România cu caracter, oameni care s-au ridicat, care știu ce e management, care știu ce înseamnă comerț, care pot pune pe picioare cel mai deștept sistem de comerț la nivel național și mondial. Avem oameni pregătiți afară, care au muncit pe toate sectoarele de activitate, de la drumuri naționale, autostrăzi, baraje, spitale, unde vreți noastră. Avem oameni specializați. Am cucerit Europa pentru că avem în fiecare localitate din Europa câte un român care vorbește limba, care au trăit acolo și care nu are niciun fel de problemă. Deci ne poate deschide un magazin, ne poate vinde marfa pe care noi o producem, pentru că noi asta trebuie să facem, dar la noi consulatele sunt pentru altceva. La noi au venit multinaționalele care au căpușat și au paralizat sistemul național de producție. Multinaționalele care noi trebuie să le cucerim. Și le putem cuceri. Dar nu le putem cuceri fără bani în buzunar. Și nu le poate cuceri Gabi Bergovici, chiar dacă ar avea 50-100 de milioane de euro. Pentru că multinaționalele au miliarde. Dar noi românii putem face miliarde, putem genera și putem să-l punem pe Bergovici la treabă, să-l ajutăm, pentru că noi suntem aia care avem mâini și multinaționalele nu au, că dacă eu nu mă duc să muncesc la multinaționale, multinaționala bagă un deget în gură că n-are ce face. Și atunci noi vom produce și ei vor sta și se vor uita. Numai dacă dorim să facem acest lucru, vom și reuși. Depinde doar de noi. Depinde de ce dorim noi. Noi nu mai dorim să facem politica mizeră și jocurile de mizerie care sunt la această oră. Ieșiți în stradă și dați PSD-ul jos, că așa spune PNL-ul. Dar mai plecați voi PNL acasă împreună cu aia de la PSD. Pentru că când v-ați chemat USL, ați promis ceva poporului român și n-ați făcut. Nu? Este așa sau nu e așa? Dragi români, am sau n-am dreptate? Vreau să știu.
Am sau n-am dreptate? Au promis poporului român o altă viață? Nu au realizat-o atunci. Ce caută oamenii ăștia în stradă acum să cheme poporul român ca să-i dea pe alții jos, care de fapt tot ei au susținut la putere? Deci alte gogoși, alte nebunii. Noi nu mai dorim gogoși. Noi nu mai... ne sună domnul Ion Butean să vedem dacă reușim să-l prindem. Omul care face greva foamei pentru TVA-ul nostru la apă, acolo la... în Maramureș, la Baia Mare, să vedem dacă reușim să-l prindem, dacă Dumnezeu ne ajută. Am vrut să-l prind și ieri, n-am reușit să-l prind. Nu m-a lăsat, să vedem astăzi dacă ne lasă. Sperăm că ne lasă, dacă nu măcar să ne cheme la telefon și punem telefonul în lucru, da? Să sperăm că putem să-l luăm în direct, să-l vedeți și dumneavoastră ce om extraordinar este Nenea Ion, un om care, deși are grad de handicap, luptă pentru acest TVA-ul care ne este pus în mod samagolnic nouă românilor. Iar noi suntem lași, noi nu avem curajul să ieșim în stradă pentru Nea Ion. Atenție, noi ieșim pentru PNL. Am văzut extraordinar de multe probleme. Am văzut probleme, am văzut tineri peneliști la un congres de PNL care nu știau ce politică de dreapta sau de stângă face PNL-ul. Trecem peste asta. Am văzut la PSD la fel. Tineri care conduc PSD-ul care nu știau ce politică face PSD de stânga sau de dreapta. Fraților, beizadelele celor care fac politică ne vor conduce pe noi. Vor conduce destinele României, vor conduce pe drum viitorul copiilor voștri. Trebuie să fim conștienți că dacă îi mai lăsăm pe ăștia la putere, încă 4 ani de zile, eu am avizat în 2012, în câteva conferințe pe care le-am avut public, că trebuie să luptăm, să nu le mai dăm frâul ăstora pe mână, pentru că ăștia nu vor mai putea fi, nu vor mai dori să plece de la putere. Nu m-a ascultat nimeni. Toată lumea era contra mea. Toată lumea a votat USR de la cap la coadă. Eu mi-am dat demisia din PNL pentru că Crin Antonescu a făcut alianța USR. Mi-am dat demisia că n-am mai putut suporta. Eu doream să depisidizez țara de 25 de ani, iar Crin Antonescu venea și spunea: nu, ne-am aliat cu PSD-ul, trăiască Ponta, trăiască Ponta aici. Nu, am terminat-o. De astăzi înainte spunem: trăiască poporul român, poporul român liber și independent, poporul român care va trebui să lupte pentru existența lui, pentru copiii lui, pentru nepoții lui și așa mai departe. Văd că nu vrea să mă lase să intru în apel cu domnul Buteanu. Dar până la urmă o să încerc de atâtea ori până când o să ne lasă. Până când o să ne lasă, până când o să reușesc să preiau omul ăsta. Pentru că, uite, nu mai suna domnul Buteanu, te sun eu. Nu suna Matale, te sun eu. Da? Spuneam că putem pleca, putem organiza și putem da drumul acestei celule. Este foarte important ca noi să dezvoltăm în fiecare zi o celulă. Deci noi, dacă punem un leu de fiecare, dau un exemplu, am făcut o mică afacere în România. 10 milioane de români, dacă pun un leu, înseamnă 2,5 milioane de euro, înseamnă o fabrică, înseamnă o fermă de 200 de vaci, începând utilată cu tractor și terminând cu absolut orice, dotată de teren și dotată de 200 de vaci. Ceea ce putem face noi, Nea Ioane, nu mă mai chema că te chem eu. Deci ceea ce dorim să facem noi pentru poporul român este înființarea de urgență acestor celule, pentru ca împreună aceste celule la un loc să formeze acest sistem despre care noi vă vorbim. O să spuneți: domnule, cum facem profit? Eu vă garantez că vom face cel mai mare profit. Acum vreau să vă dau un exemplu. Punem pe picioare prima celulă care nu ne costă bani. Vom face o mini fabrică de confecții care ne va face salopete pentru tot sistemul nostru.
Tot sistemul nostru va cumpăra salopete de la mini-fabricuța noastră. Nu va da faliment niciodată și va deveni o fabrică mare, la nivel național, care va da mii de locuri de muncă tuturor femeilor care vor dori să coase, să facă salopete pentru neamul românesc. Mergem mai departe. Vom face a doua celulă pe care trebuie să o facem pentru ca să nu ne trântească la pământ Uniunea Europeană. Va trebui să deschidem porțile către recuperarea deșeurilor și a gunoiului. Deci tot ce vor face noi la nivel de celule, ca asta trebuie să înțelegeți, de ce va trebui să plecăm chiar de la început? Pentru că în timp ce noi creăm celule, și celulele astea vor fi la distanță, celula mamă, adică prima celulă, va avea în subordinea ei toate celulele mici care se dezvoltă. Facem o celulă la Bacău, aia va trebui să aibă unitate care va strânge gunoiul și se va ocupa de toate rezidurile în așa fel încât totul să fie ecologizat, pus la punct, ca să nu vie să ne bage bețe în roate și să fim închiși. Pentru că dacă nu luăm de la începutul începutului cu asta, mai târziu nu avem cum să explodăm și nu facem față. Dar cu fiecare proiect, dacă ne punem un responsabil care răspunde de lucrul ăsta, atunci el se va dezvolta în maniera cât de mare crește celula și cât de mare va fi cercul pe care se va dezvolta pe regiunea lui. Aceste celule vor fi dezvoltate în fiecare localitate, iar banii care vor fi investiți, vor fi investiți de către muncitorii și de către localnicii și de către românii care sunt în Italia, Franța, Germania, toată Europa, din localitatea respectivă. Nu vă luăm noi banii. Nu. Banii investiți dumneavoastră la dumneavoastră acasă. Noi vă vom dirija, vă vom ajuta, vă vom pune la dispoziție sistemul logistic, sistemul care vă va ajuta să conlucrați între dumneavoastră în așa fel încât să vă puteți vinde toate produsele. În aceste supermarkete, ca să înțelegeți, domnul Ion Muteanu, nu mă mai chemați dumneavoastră că vă chem eu, încerc eu să vă chem. Eu vă chem acum, de fapt. Dar nu mă lasă tâlharii să vă chem. În momentul când reușesc să vă chem și așa, răspundeți. Dacă reușiți, răspundeți. Da? Deci, mergem mai departe. Toate celulele astea, legate între ele la un loc, vor crea un mare sistem, un sistem statornic, un sistem care va da sănătate, vigoare poporului român. Sunt lucruri pe care noi le-am studiat îndelung 10 ani de zile, este de fapt sistemul irreversibil cu care multinaționalele ne-au îngropat pe noi românii, ne-am uitat cu foarte mare atenție noi și specialiștii care sunt în spatele meu la felul cum am fost noi trântiți la pământ, cum am fost îngropați și dacă am intrat pe o gaură, tot pe aceeași gaură trebuie să ieșim înapoi, ca să putem, tot pe același drum trebuie să ne turnăm, ca să putem cu adevărat trece mai departe. Meritocrația domnului Ionel Ovidiu nu poate fi o șansă reală, din păcate, din toate punctele de vedere, eu o să vă spun și de ce, pentru că acolo în Constituția noastră scrie o Românie a, deci a meritocrației. Deci eu vă pot spune foarte multe dacă discutăm, dar nu vreau. Vreau în seara asta să lăsăm așa, domnul Muteanu, bravo. Ia să vedem dacă până la urmă se contactează. S-ar putea să avem mare noroc. Hai, domnul, răspunde. Nea Ioane! Alo? În sfârșit. Bună seara, domnul Ion Muteanu, de la Baia Mare. Eroul nostru național care face grevă cu oameni. Ce faci, Nea Ioane? Ești la datorie. Bună seara, vă sunt dragă voi. E peste tot pe pământul acesta de pe globul pământului. Ce să vă spune? Vă spun următorul lucru. În zilele astea ce-a petrecut noi, de nu le pot spune pe toate, decât vă spun acum, în ultima zi, ieri, astăzi, ce v-a întâmplat.
adică e un lucru de duminică. Domnul parlamentar de Maramureș, cei 10, i-a sunat domnul pretext să se prezinte că așa am cerut el la cerința mea, în fața unui protestatar la Gădătoane, în fața prefecturii. Dintre cei 10 s-au prezentat numai 2. Nu vă dau nume, un dus o doamnă. Așa. Iar eu nu s-au prezentat. Eu am plecat înapoi în Parlament la București, la scaunele calde, unde îi spus lui, cred că de 10 ani. După care o să că m-am supărat și am zis la domn prefect, nu dimineața când a venit că prefectul întotdeauna, când venea dimineața, că vreau la cine venea la mine, la amiază venea la mie, că nu puteam în ceai, că nu puteam în ce vă să des. Nu sunt de zi că m-am văzut decât apă plată sau un ceai fără zahăr. Și atunci, seara venea când pleca la ora 5-6, venea la mine și Dumnezeu m-a anunțat, i-am anunțat pe toți, au zis că o să vină, au confirmat că o să vină, dacă ar văd astăzi singur, dar a venit duminică. Au venit doi și atunci eu sigur că m-am supărat, dacă duminică seara am văzut că n-am mai venit, că s-au urcat în trenul, s-au plecat la București. În dimineața când a venit, eu atunci am spus că trebuie să dăm lucrăte. Dacă dumneavoastră aveți sânge în piept, și curaj bărbătesc ca român, după cum vă văd, vă rog să dați dispoziție să vină primarul, să vină de la Consiliul Județean președintele, să ne punem într-o mașină și să ne îndreptăm spre București la Parlamentului, să ne întâlnim lui și să facă la ușa lor, să ne destrugă, nu la comunie numai primarul, să ne primească oră, să le ziceam la ore, eu de matematică, mai mult zis aritmetică, cu scăderea asta de la 23 la 9 și cum au ajuns la 28, deci au zis că am prin ordonanța numărul 13 din 2008, că te vreau la apă să reduci de la 24 la 9, pe aliment de bază. Până au vrut să fie, zic, cum s-au adunat, s-au scăzut, că dat 24 la 9 și cu 9 și dat 28, pentru că au apărut la canal 19%. Acum mă găsesc la cineva, un prieten de familie, care m-a rugat să intru pe aici, că acum vă spun ce s-a întâmplat. Pe urmă, ia mă găsesc că aici la un ceai cald. Și atunci, zic să ne iei lumea, ei, din păcate, nu s-au zis că nu poate să facă așa ceva, i-au convocat la prefectură, n-au venit, asta este, dacă vreau eu, ar fi bine să mă replac. Ce am văzut din fața prefecturii, că am stat acolo... V-ați retras asta, asta voiam să vă întreb, pentru că... Nu, greva continuă, deci aici eu am primar și eu am primar. Îl luăm și dumneavoastră și o să punem în fața primării. Eu am zis așa, eu nu vreau să nu prefect. Deci eu n-am ce să vreau la domnul primar, la primărie, că nu domnul primar poate avea la un PMA, deci Guvernul României. Și în casa Guvernului României a Parlamentului, e palatul de dincolo, nu palatul primăria. E palatul de justiție, e bine ăsta, prefectura. Nu așa să fie reprezentat. Și atunci am zis bine, și cum putea cădea la comuna acolo? Putea cădea la comuna acolo, de bine la cer, ca să vedeți cu un om să vină. Domnul primar, că convocați comisia, că nu e vrut autoritate, autorizația, convocat poliție, jandarmerie, toate comisia, din 15 persoane, și era primărie și a zis așa. Îmi dați autorizație, eu părăsesc zona de astăzi 20, din momentul când am altă autorizație, pe toate trotuarele din Baia Mare, el, unde nu există trotuare. Eu să mă plimb, să mă duc, să mă postez, nu-mi doresc eu pe trotuare. Domnul Buteanu, un pic. Acum ce faceți? Mai continuat grevă foamei sau nu continuat? Da, ce vă spun, i-a dat autorizație cu 20 în continuare pe cât vreau. Până la sfârșitul anului, până la data pe 31 decembrie, am autorizație, i-am mărșurit pe toate străzile orașului, cum am arătat, cum am arătat, cu tabla în spate, una în față, cu clopoțel în mână, cu clopoțel în mână, au zis că nu zic că fac prea mare, nu m-a zis că nu fac la cu tabla în cipă. Și au zis, primarul mie chiar îmi place, bații mă, e comisie să facă cu clopoțel. Da, bun. Ok. Și eu zic așa, că cu clopoțel acesta, e chiar pe român la mine, din această mare pauză ca elevul, la învățător să învețe ce să facă, cum să se anuleze unul dintre pelea. Și acum, asta am fost în mare parte,
Și am mai vorbit cu oameni și zic, tocmai de s-o începe grupa și mai la două, 10 deputați senatori, mai la ei la bilet pe mine și mă ajutați pe mine să ies din greu rău. Faceți presiuni pe ei, să pună la mine, să vorbesc cu ei, să putem face un pact în care el să-și ia angajamentul că vă face interpelare în Parlament, nu mai mult, interpelare, ca să aluieze, să-și spune. Așa, când doresc ei 30 de zile, 60-90 de zile și atunci e ok. Deci acum eu de-aia am vrut să obțin, oamenii nu au venit decât 50 la mine, în 5 zile. Bine, atunci noi o să încercăm să facem un apel. Acum nu vă putem ține prea mult în emisiune pentru că lumea... Pe toate cartelele mă duc, mă duc scoare și îmi trimit acum la toți deputații senatorii. Deci asta am obținut, vină și așa, salvare bine și acum mă contactează, îmi analize, jandarmii, poliția, când ai dat nevoie sunt, nicio problemă, unde mă găsesc imediat în 2-3 minute la ei. Deci, într-adevăr, încă sub observație, e totul în lucrul ăsta. Dar încă mie vreau să vă spun eu ceva. Eu stau ca apare 40 de minute și am voie să mă pute în interior să stau pe acolo, am un pom fix. Intru la o cunoștință, la prietenă, mai discutăm, mai dau un ceai ca altă răzare, sau o apă plată și iar mai ies și mă duc în alt loc, în altă zonă, unde centre comerciale, un magazin, la piețe. Am înțeles. Încă până vine, când vine înapoi la București, ai bine să mă primească și atunci să renunț. Deci trebuie să mai duc câteva zile greu, o să încerc să mă dau stomac cu darmoleg a fost la spital, dar am zis că dacă îmi bagă percuții în organism, se anulează dreptul acolo. Și atunci am refuzat. Am semnat și am vizit de o să îndrăim dreptul acolo. Da. Bine, noi vă mulțumim, vă chemăm mâine, ne auzim mâine seară. În fiecare seară... Românii și eu rog să nu uite ce ați spus, să alboreze și vă bați să apel dumneavoastră la începele de program și la sfârșit, că mai sunt câteva zile până la 1 decembrie și să alboreze la apelele, la post, la bani. Mă scuzați-o, dacă mai dați voi ce am plăcut, sâmbătă. O doamnă a vrut să mă dați în voi, în altă multe ce am spus la oameni la acest lucru, și ai deja mai dat voi din gură și la prima stătă de zice și țupă că mai ai gura de mare. Și a zis, Doamne, eu nu intru un pic cu mea, dacă eu am altă treabă. Dar mă dai o vârstă mai mare, cred că a mea, dar nu are importanță. Băi, amic, mă i-am supărat-o pe doamna, cred că doamna... Bine, domnul Ion, domnule! O țară, nu mă de mie la gheară și nu să facă că am mai amare. Ok, ne vedem în seară. Ne vedem în seară, Ioane. Vă las. Doamne ajută! Doamne ajută! Vom fi aici prezenți. Da, continuăm cu ce avem de spus, dragilor. Domnule Mădălin Tudor, domnule Roman Alexandru, partidul dumneavoastră pierde din credibilitate din start datorită oamenilor care vă reprezintă și care vă susțin. Nici mai vorbesc de documentele gen act constitutiv Dacia Liberă pe care l-am citit și care este o catastrofă și se vede că e constituit pe fond parazitar. Domnule Mădălin Tudor, o să vă răspund eu înaintea domnului Roman. Oficial, sunteți un om care nu vă cunosc și dacă ați citit un act constitutiv un act constitutiv care nu este complet din toate punctele de vedere, deci este un act constitutiv inițial, asta nu înseamnă că vă puteți forma o imagine definitivă. Dacă doriți însă să discutăm despre programul Partidului Poporului Forța România, programul pilot al partidului, deci programul la care eu am muncit 10 ani de zile, sunt în cea mai mare măsură să vă dau absolut toate relațiile din toate punctele de vedere. Deci nu vă cunosc, cu toate că nici nu știu cine sunteți, dar să mă uit să văd, să vă interesez până la urmă. Dacă doriți, vă pot lua în direct ca să putem vorbi. Colegiul Național Mihai Eminescu, trăiți în Buzău. Da. Discutăm la orice oră, când doriți dumneavoastră, discutăm și acum despre acest program pe care noi îl susținem și îl vom susține până în pânzile albe. Nu este obligatoriu ca dumneavoastră să gândiți cum gândim noi sau noi să gândim cum gândiți dumneavoastră. Nu este obligatoriu ca dumneavoastră să veniți să vă integrați în programul pe care noi îl propunem României.
cum nu este obligatoriu niciunui cetățean român să vină lângă noi. Dar noi susținem în continuare și vă explicăm că fără un sistem bine definit centralizat economic, care să adune banii, să facă absorpție de bani, să închidă robinetele de scurgere a banilor, nu vom putea reuși să punem România pe picioare. De aceea, ceea ce v-am propus noi este unica șansă solubilă cu care noi putem să ridicăm România. De asta spuneți, Mădălin Tudor, un om simplu, apolitic, care vede peste natura umană. Dacă dumneavoastră vedeți peste natura umană, eu atunci mă las de făcut live, de făcut absolut tot ce. La discutăm când vreți dumneavoastră despre orice, la orice oră, despre orice subiect. Timon Lipciuc Milano, dați-mi cerere de prietenie, vă aprob, intrați în direct și facem un dialog pe orice temă doriți dumneavoastră, la orice oră doriți dumneavoastră. Așa că păstrați-vă pentru dumneavoastră ideile, dacă doriți să veniți. Eu chiar vreau să-mi scriți acolo. Argumentați-mi, vă rog, pe fiecare punct în parte, cu argumente, ce nu vă convine, ce nu este bun și ce propuneți noastră, soluția pe care o propuneți noastră. Și noi atunci vom judeca toți oamenii care sunt aici direct, toată România, tot partidul nostru, toți oamenii pe care avem în spate, pe care noastră nu aveți cum să-i vedeți. Avem oameni deștepți care ani de zile și-au bătut capul. Pentru că vreau să vă spun că programul nostru nu este un program la întâmplare, ci este unul dintre cele mai puternice programe pe care le-a avut vreodată România. Este un program care are în angrenajul său absolut tot ce înseamnă agricultură, toate industriile României, tot ce înseamnă cultură, tot ce înseamnă învățământ, tot ce înseamnă sistem sanitar, tot ce înseamnă apărare și așa mai departe. Deci avem un program consistent, cel mai consistent program pe care dumneavoastră l-ați avut vreodată în fața dumneavoastră. De aceea mi-aș permite, dacă, bineînțeles, îmi permiteți, să vă citesc o parte din programul pe care noi l-am pus la dispoziție pentru dumneavoastră, pentru poporul român. Și permiteți-mi aici că o să fac o încălecare de calculator, o să pun un calculator unul peste altul, pentru că trebuie să-l trag ca să pot să vă citesc. Și o să iau proiectul de relansare pe care eu l-am scris, care l-am dat și îl dau poporului român. Și pentru că dumneavoastră ați spus că ați citit și eu știu că ați citit și eu știu că nu sunteți informat și pentru că noi suntem informați, o să dau citire, proiect de relansare economică a României, toată lumea atentă, noastră și noastră atent, vorbim după aceea, da? Vorbim la sfârșit sau vorbim, dacă vreți, pe orice subiect din acest program. În urma 27 de ani de chin și umilință totală a halogenilor care au condus țara spre dezastru și peire, eu, Timon Lipciuc, fiul Dinuș și al Luciei Lipciuc, născut la data de 28 iulie 1969 în localitatea Plămâni, județul Botoșani, într-o zi de luni dimineață la ora 5, strănepotă celui care a pornit răscoala de la 1907 și a multor neamuri, pun la dispoziție acest program pe care nu cer nimic poporului român. După 10 ani de zile de muncă, îl dau cu o singură condiție, ca dumneavoastră să-l respectați și să aveți grijă de el, pentru că vă avertizez de la început, dacă nu puneți în practică pas cu pas absolut tot ce scrie, va avea efect irreversibil asupra poporului român. Și nu vreau ca la urmă să-mi spuneți, băi, ai stricat economia, ne-ai dus pe un drum greșit. Vă avertizez de la început că va trebui să-l citiți, să-l recitiți, să fiți foarte atenți la el și în momentul când vă decideți să urmați absolut toți pașii, așa cum scrie în el, pentru ca să avem câștig de cauză și să putem să ridicăm economia fără niciun fel de probleme. Este vorba de un sistem închis și economic, un sistem gândit. În spatele meu, v-am spus, stau alți oameni mult mai deștepți decât mine, care m-au ajutat să fac acest proiect. România avea în ianuarie 2017 22,223 de milioane de locuitori înregistrați oficial populație. Deci luăm proiectul de la început. Înregistrat oficial, din datele oficiale aflăm că 56,3% din populație trăiește la oraș și 51%
1,2% dintre locuitori sunt femei. Tot din aceste date aflăm că luăm o țară cu o reală problemă demografică, deoarece populația celor care depășesc 65 de ani este mai mare cu 269 de mii față de populația tânără, care de la 0 la 14 ani. Mai discutăm că luăm o țară din punct de vedere demografic cu 25 de locuitori pe kilometru pătrat în județul Tulcea, ceea ce nu s-a mai întâmplat în precedenta istorie pe care o are România de când o cunoaștem noi. Suprafața României este la 1 a 10 a 2017, scuzați-mă, este 238,397 de kilometri pătrați conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în conformitate cu prevederile legii cadastrului și a publicației numărul 7 din 1996, cu modificările și completările ulterioare. Având o suprafață agricolă de 14,8 milioane de hectare, dintre care 10 milioane fiind terenuri arabile, România dispune de cea mai mare suprafață agricolă pe cap de locuitor al Europei, și anume de 6.000 de metri pătrați pe cap de locuitor, dacă aici suntem primii, la producție suntem ultimii. Topul primilor 5 țări la nivel european în ceea ce privește suprafața de teren arabil ne arată că suntem înaintea Spaniei, cu 0,5 hectare pe cap de locuitor, urmată de Franța, 0,43, Polonia, 0,4, Marea Britanie, 0,25, Germania, 0,2. Iată de ce aceste state doresc distrugerea, ca România să moară. Fiindcă suntem cei care, dacă veți asculta programul pe care vi-l sugerez, România în 10 ani va fi regina Europei, va dezvolta practic 10 milioane de locuri de muncă adevărate fizice. Nu discutăm de locuri de muncă la birou, nu discutăm de locuri de muncă politicianiste, nu discutăm de locuri de muncă în Senat, în Parlament și pe la instituțiile statului, discutăm de locuri de muncă fizice, locurile de muncă care vor crea profit, care vor genera profit, locurile de muncă care vor ridica România de aici, din țărână, de unde suntem. Având o suprafață, așa, un anunț îngrijorător ne arată însă că în urma unui studiu făcut de către parlamentarii europeni, România ar fi pierdut deja controlul a 40% din acest teren arabil, el fiind deținut de către străini. Însă cea mai mare fermă, așa, cea mai mare fermă ca suprafață agricolă din România o deține firma libaneză Maria Group, întinzându-se pe o suprafață de 65.000 de hectare, având propriul port și depozit de cereale, făcând afaceri cu Orientul Mijlociu. Atenție, fraților, atenție, că pe acest program vreau să vă spun că se dorește dintr-o dată, așa că nu știu dacă ați văzut pe YouTube, dar eu cred că unii dintre noastre ați fost atenți și ați văzut pe YouTube că se dorește exterminarea rasei albe, contopirea rasei albe cu o rasa neagră, cu rasa arabă, în așa fel încât să fie amestecată, să nu mai fie o omogenitate. Și atunci ne vor câștiga pas cu pas, pentru că noi nu suntem capabili să înțelegem tertipurile, mijloacele prin care ei atacă România din punct de vedere economic, în primul rând, pentru că aici suntem deja o colonie. Dacă discutăm din punct de vedere politic și administrativ că încă mai suntem un stat, din punct de vedere economic România este o colonie economică condusă de către nu se știe cine. Lăsăm aparte că ne conduc cei care sunt masoni din întreaga lume. România la această oră face parte la mijloc dintre două mari puteri. Puterea Orientului, care are destul de multe puteri oculte, și puterea americană sau puterea celora din Europa, Rothschild, Rockefeller, care sunt cei care conduc lumea. Nu mai vorbim și de Putin, că poate să apară a treia putere sau chiar a patra putere, China. Deci suntem la mijloc, la mijlocul mijlocului, acolo unde fiecare ne dă câte un punct, noi cădem jos și nu suntem în stare să ne ridicăm, datorită faptului domnul
domnul ăsta care nu ai curaj să spui cum te cheamă, domnul Papagal, programul austriac, bagă-ți-l în fund, domnule, pentru că austriecii au venit și au tăiat, au luat de la noi petrolul, ne-au tăiat pădurile, bagă-ți în fund programul ăla, băi, Papagalule, Iosif Papagal, da? Gal, bagă-ți în fund programul ăla pe care l-ai. Și de la acolo pe pagina la tine. Și lasă lumea în pace că vorbim. Mi-aș dori să știu ce oameni puteți susține aceste programe, pentru că, din păcate, cei care apar în seara asta nu cred că au mai mult de 12 clase. Mădălin Tudor! Mădălin Tudor! Păi ce vrei să spun? Vrei să... De unde faci parte? Din care servicii? Nu cumva vrei să-ți dau adresele, numerele de telefoane, mail-urile la oamenii ăștia? Nu cumva nu știți voi cum să le luați gâtul, pentru că programul ăsta este cel mai tare și cel mai viabil program? Nu ați dori voi așa? Voi cam ce spuneți? Că noi suntem proștii proștilor, a? Bravo, băi! Veniți în direct și ne întrebați. Da, domnule, avem nu 12 clase. Ceaușescu avea mai puține. Lech Walesa avea 12 clase și a condus Polonia. Și au făcut cel mai mare progres în Polonia. Nu uita lucrul ăsta. Deci, în momentul în care discutăm cu subiect predicat, punct și virgulă. Deci, nu veniți să ne întrebați lucruri care nu ne jigniți cu nimic. Nu încercați să ne puneți în inferioritate, pentru că suntem unși cu toate ale fiile. Am trecut de faza asta în care tupeul de javră ordinare ne aduc acolo, unii ne aduc. Deci nu încercați să vă travestiți, atenție, într-o ipostază unde spuneți că sunteți apolitic, dar veniți cu mijloace securiste să împroșcați că oamenii pe care avem noi nu au mai mult de 12 clase. Uitați-vă, vă rog frumos, în live-urile noastre să vedeți că avem doctori, uitați-vă să vedeți că avem inovatori, uitați-vă să vedeți că avem ingineri și așa mai departe. Domnule Gal, lăsați domnule Google, nu vă mai uitați pe Google să întrebați câte depozite sunt în portul Constanța, că nu sunt ale noastre, domnule. Alea nu mai sunt ale noastre, sunt ale Mariei Grup. Dacă vă interesează, vă spun eu acum ei sunt. Toate. Stați liniștit. Mergem mai departe. Deci v-am spus, Orientul Mijlociu stă călare pe noi, deci Maria Grup, firmă libaneză, deci arabii, au cea mai mare fermă ca atare în România, cu cea mai mare suprafață de teren. Pădurile României. România are o suprafață de 7,4. Ascultați programul până la urmă, Papagal, și rămâi Papagal, spun eu în continuare. România are o suprafață de 7,046 milioane de hectare de pădure, dintre care 37% se găsește în Transilvania. Suntem țara cu cele mai mari suprafețe de păduri virgine din Europa, de asta suntem supuși furturilor avutului național. Cu toate acestea, cei care ne conduc au reușit să ajungă la performanța de a defrișa și lăsa România fără 3 hectare de pădure la fiecare oră care se scurge. România este țara cu cel mai bun bazin hidrografic din Europa, prin faptul că toate râurile curg în aceeași direcție. Și vreau să vă spunem că România dispune de 9,4 milioane de teren arabil, 3,3 milioane de pășuni, 1,5 milioane hectare de fânețe, 218.000 de hectare de vii, 206.000 de hectare de livezi și de piniere, suprafețe care vor trebui să crească vertiginos, având la finalul anului 2030 un număr de cel puțin 150 de milioane de pomi fructiferi. Avem, din păcate, avem 4.850.000 de hectare de teren care este în pantă, care este pe coaste, care nu are acces extraordinar, și vrem să spunem că pe aceste terenuri va trebui să punem acești 150 de milioane de pomi fructiferi, să devenim prima forță din Europa care va putea exporta de la sucuri, gemuri, dulcețuri și compoturi, toate naturale. Deci vom reuși să formăm o industrie din aceasta
și vom dezvolta România așa cum se cuvine. O vom duce acolo unde este locul, fără niciun fel de probleme. Stabilitate financiară. Banca Națională a României, a 16-a bancă centrală înființată în lume, deține un însemnat patrimoniu imobiliar istoric, artistic și moral. În perioada ianuarie-iulie 2017, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 3,631 milioane de euro față de 2226 de milioane de euro în perioada similară a anului trecut. Investiții dintre directe ale nerezidenților au însumat 2369 de milioane de euro față de 2862 milioane de euro în ianuarie 2016. Deci suntem în scădere. Datoria externă pe termen lung este de 69.512 milioane de euro, iar cea pe termen scurt este de 24.920 de milioane de euro, reprezentând un total de 94.432 de milioane de euro. Asta este datoria totală a României la această oră. Datorie pe care Partidul Poporului Forța România și-o asumă, datorie pe care noi o vom plăti fără niciun fel de problemă. Noi, poporul român, o vom plăti, nu vom plăti noi, cei din Partidul Forța România, dar noi vom crea, v-am spus, în 10 ani 10 milioane de locuri de muncă, vom putea genera cel mai puternic și mai consistent profit și vom putea plăti această datorie, pentru că neplătind această datorie vom avea mari probleme. Ca să nu spun că putem îngheța această datorie prin faptul că vom aduna toți aceștia papici, toți acești neîncrezători care nu cred în programul nostru, dar care vor fi obligați până la urmă să recunoască că au făcut contracte de favoarea statului și vom bloca toate programele lor, vom bloca toate contractele lor de externalizare a resurselor naturale ale țării. Discutăm de petrol, discutăm de păduri, discutăm de absolut toate, tot ce înseamnă resursă naturală a țării va trebui să fie blocată, absolut orice, orice export, și acesta va fi doar cu posibilitatea de dovedire că magistrații noștri care au dat pădurile aiurea au făcut fraude. Și sunt destule acte pe care le avem deja la dispoziție, cu care vom ataca și vom demonstra în instanțele internaționale că cei care au furat și au distrus România sunt printre noi, se șterg de noi, merg pe stradă lângă noi, consumă cafea în cafenele lângă noi, ne sfidează în față și se cred că sunt mai români decât românii. Aceste persoane au adus România aici unde este. Aceste persoane n-au făcut altceva decât să ne trântească de fiecare dată și să-și bată joc de viitorul copiilor și a urmașilor noștri. De aceea eu vă rog să fiți foarte atenți, vă rog să postați mai departe filmul acesta, să fie văzut de către toată lumea ca să știe ce ne așteaptă pas cu pas. Vă voi explica fiecăruia, vă voi spune ce trebuie să facem în continuare. Astfel, indicatorii monetari. În luna august 2017, masa monetară a înregistrat la sfârșitul lui august 2017 un sold de 330.294,1 milioane lei față de luna anterioară. Aceasta a crescut cu 1,7% în raportul cu august 2016, s-a majorat 11,7%. Creditul neguvernamental a crescut cu 0,7% față de luna anterioară, care era 6,5% față din august 2016. Creditul guvernamental de această dată a crescut cu 0,7% față de luna anterioară, de la 6,5% față de luna din 2016. Creditul guvernamental a crescut cu 1,3% față de luna anterioară și cu 11,8% față de august 2016. Aceste lucruri ne arată clar că guvernanții noștri și-au făcut o obișnuință din a rezolva problemele țării din împrumuturi pe care le vor plăti copiii noștri și copiii copiilor voștri. România este membra Fondului Monetar Internațional din anul 1972, având în data din 2 februarie 2016 o cotă de participare
de 1.811,4 milioane de dolari americani, reprezentând 0,38% din cota totală pe care o are Fondul Monetar Internațional. Și cu toate acestea, noi suntem cei care suntem plătiți și persecutați. Da? România deține 19.591 de voturi, echivalentul a 0,39% din totalul. În cadrul Fondului Monetar Internațional, România face parte din grupa de țări constituită, care include Armenia, Bulgaria, Bosnia, Herțegovina, Cipru, Croația, Georgia, Israel, Macedonia, Moldova, Montenegro, Olanda, Ucraina, iar de la 1 noiembrie 2012, Belgia și Luxemburg. Nu facem parte la împărțeala cu jupânii, atenție! Nu suntem în grupa cu Italia, Germania, Franța, Olanda, Anglia. Nu, nu! Suntem în partea aia altă, acolo unde vom putea suferi, pentru că asta este adevărat. BIRD, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este banca mondială. România a devenit membră BIRD în anul 1972, acceptând rezoluția Consiliului Guvernamental numărul 280 din 28-11-1972, care stabilește termenii și condițiile de aderare. În prezent, România deține 5.418 acțiuni din capitalul băncii, iar valoarea subscripției vărsate este de 40,7 milioane de dolari. Relațiile cu această bancă s-au reluat din 1991 și avem împrumutat sub formă de sprijin financiar, atenție, 11,01 miliarde de dolari. Acesta spune că este un sprijin financiar, dar până la urmă toate sunt sprijine financiare, dar noi plătim dobândă de nesar capacile. Toate sunt sprijine financiare, dar noi suntem puși în genunchi și vine Iosif Ovidiu Papagal să-mi explice mie că noi trebuie să adoptăm sistemul din Austria, acela care ne-a luat absolut tot petrolul, care ne taie toți copacii. Doamne ajută, hai să... Deci lăsăm, nu mai pot să suport oameni de genul ăsta. Vă rog frumos, mergeți la casele voastre, domnule Papagal din Austria. Domnilor cârcotași, România are nevoie de oameni pozitivi, oameni care să lupte pentru țară, oameni care doresc cu adevărat să ridice România de aici, din locul unde este, nu să o trântească la pământ. Deci avem nevoie de oameni, nu avem nevoie de cârcotași. Îl salutăm pe domnul Nicu Marin, un om care eu știu că știe ce vrea, numai că nu reușesc să-i pun o cravată să-l trag de partea noastră, stă acolo în barca, în cealaltă barcă, și îmi pare rău că până la urmă nu știu zău cum vom reuși și ce vom reuși să facem pentru ca să îl atragem la noi. Eu sper, pentru că el e brâncean, sper să-l aduc. Mergem mai departe. Banca BRI, Banca Religiilor Internaționale, România a devenit membră BRI încă din anul înființării, adică 1930. Deci gândiți-vă ce relații avem noi cu aceste bănci și acum s-au transformat în relații negative și vă spun și de ce. Pentru că prima oară în contextul lui Ceaușescu aceste bănci ne respectau, unele dintre ele au întrerupt relațiile, cum a fost cazul BIRD, pentru că Ceaușescu i-a cerut să reprezinte și să facă ceea ce trebuie să facă România, nu ceea ce dorește, iar în acest context BIRD-ul s-a retras, da? Ei, haideți să vedem cu celelalte bănci cum stăm. România a ratificat acordul de înființare a BIRD în anul 1990 ca unul dintre membrii fondatori acestei instituții. În prezent, capitalul subscris de România are valoare de 144,7 milioane de euro, respectiv 14.407 acțiuni. BRI, Banca Religiilor. România a devenit membră BRI încă din anul 1930, după cum vă spuneam. În prezent, BRI numără 60 de membri, bănci centrale. Banca Națională deține 8.564 de acțiuni, respectiv 42,8 milioane de dolari americani din capitalul băncii, pentru care primește anual dividende. Dividendele acestea rămân totuși necunoscute, nu ne le-a făcut mai cunoscute sau niciodată nu ne-a mai spus domnul
Bucureștiul, ce se întâmplă cu aceste dividende, ce se poate întâmpla cu aceste dividende, care sunt ele și cum ajung în buzunarul fiecăruia român, pentru că până la urmă fiecare bănuț care este dat acolo este dat către absolut noi toți. Deci mergem mai departe. BCDMN, Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. România a semnat acordul cu BCDMN la data de 30 decembrie 1994, ca membru fondator, în prezent, după majorarea capitalului din 2008, România deține o cotă de 14% din capitalul social al băncii, respectiv 280.000 de acțiuni. OCDE, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. România este membră, dar se pare că se implică pentru a deveni. Dragi români, cu toții știm că băncile de mai sus menționate sunt conduse de către halogenii care doresc globalizare. Deși BNR ne prezintă această situație extraordinară datorită datoria publică și privată a României continuă să crească, iar instabilitatea economică își arată colții pentru fiecare român care nu are loc la el în țară. Datoria externă a României crește de la un an la alt an, iar noi nu vedem nicio luminiță de la capătul vreunui tunel, fie el cât de scurt ar fi. PFR propune poporului român un program de relansare a economiei bazat pe autofinanțare, program cu derularea pe parcursul timp de 10 ani. Se obligă să deschidă 10 milioane de locuri de muncă în toate domeniile de activitate, reușind să acopere în total deficitul de locuri de muncă pe piața românească și să readucă o stabilitate economică care să permită încheierea anilor pe creștere economică substanțială dată de productivitatea muncii și nu de consum. Pentru că până acum tot PIB-ul României este calculat de fiecare dată, ne spune, fraților, am crescut economic. Păi, cum ați crescut, domnilor? Păi anul ăsta România a cumpărat mai mult vin. Păi de unde au bani? Păi nu îi interesează pe ei că asta. Pe ei interesează că românul a cumpărat mai mult vin. De unde a avut românul banii, nu interesează. Și atunci, cum puteți spune, domnule, că suntem pe creștere economică? Dacă eu m-am împrumutat de bani ca să cumpăr vinul ăla, eu am dat un exemplu bine, dar să pot fi atâtea și atâtea. Timoane, salutare, o economie nu poate funcționa niciodată fără ajutorul băncilor, tu pe care o vei alege. Vei face una nouă. Nu, domnule Nicu Marin, eu voi alege să lucrez ca și până acum, dar nu cum doresc ei. În primul rând va trebui să facem un nou raport. Un raport în care noi vom închide conturile României. Vom închide conturile și vom spune România este datoare cu 94 miliarde de dolari. Vom face o renegociere, o reeșalonare a plății. O vom lua de la zero atunci când noi vom ajunge la capăt. Vom menține rata de plată a datoriei pe care noi o vom renegocia. Dar de mâine nu vei mai fi tu cel care îmi vei impune. Voi lua și voi pune la zid pe toți cei care au distrus România și voi demonstra că banii ăștia care suntem noi datori se regăsesc în toate offshore-urile din întreaga lume. Și o să-i rog pe cei de la Fondul Monetar Internațional să facă bine, să meargă prin toate offshore-urile lumii și să strângă zecile de milioane de euro care sunt depuse de către Ponta și gașca lui, de către domnul Mungur Isărescu și gașca lui, și să-și recupere banii pe care ei au dat prin înșelăciune cu care ne-au distrus industria românească. Vreau să vă spun realitatea, da, mai sunt bănci în lumea asta, nu numai Banca Mondială, mai sunt bănci în lumea asta, deci nu numai cele pe care eu le-am menționat, băncile care sunt direct, care lucrează direct cu ei, una la mână. A doua, nu uitați că România are aur. Vom extrage aur și vom bate moneda de aur, pentru că banii pe care ne dau ei sunt doar niște hârtii, care trec prin niște imprimante. Da? Cine spune mie că America are în spate aurul pe care îl are și că nu a generat inflație? Și că mi-aruncă mie în spate, că de fapt
Asta se întâmplă de 27 de ani de zile, domnule Nicu Marin. Cei care sunt băieți deștepți recuperă deficitul prin războaie, războaiele care le duc în Libia, în Irak, în Afganistan și așa mai departe. Atenție, recuperă deficitul economic pentru că ei au tipărit monedă fără acoperire. Și n-au tipărit puțină, au tipărit americanii, au tipărit englezii, au tipărit nemții, au tipărit francezii, da? Și acum plătesc românii. Pentru că ei merg și iau grosul din războaie, da? Și le trag banii. Deci cu banii își plătesc deficitul lor, iar deficitul de inflație pe care îl fac dându-ne nouă niște hârtii fără valoare, practic vine plătit către România. Natale, domnul Nicu Marin, om care ești cu studii și care văd că de pricep cât de cât în anumite lucruri. De ce crezi că România trebuie să plătească acest deficit de inflație pe care statele mari ale lumii îl aruncă în cârca statelor mici prin inflație, prin tipărire de monedă fără acoperire? De ce credeți noastră că am fost noi românii obligați? Domnul Mădălin Tudor, nu vreți să intrați un pic în direct cu mine pe Timoliciu Milano? Dacă tot vă credeți că sunteți așa de deștept și că aveți câteva mastere, haideți să vă pun un pic în fund. Hai, intrați în direct, că discutăm în direct nivel de lumea. Și îmi puneți orice întrebare vreți dumneavoastră și vă răspund eu și vă pun eu câteva întrebări. Dacă sunteți așa de doxa. România va scăpa de această gaură în momentul în care noi vom bate moneda de aur, în momentul în care cei care vin în România și vor să cumpere alimente, vor trece pe la Banca Națională să cumpere bănuțul nostru de aur. Iar cu bănuțul nostru de aur vor veni și vor cumpăra telecomanda din magazinul nostru, da? Produsul agricol din magazinul nostru și așa mai departe. Nu mai putem să ne vindem gratis, nu mai putem să dăm haina de pe noi pe o hârtie fără valoare. Nu mai putem munci de dimineață până seară să-ți dea o hârtie să te mintă că valorează 4,60 acum la ora asta, da? Că nu am uitat, trebuie să mă uit ca să vă spun exact cât valorează, că a scăzut leul, da? A crescut euro. Bravo, domnilor, sunteți oameni capabili, oameni deștepți, super deștepți. În dauna poporului român. Pentru aceasta, însă, va trebui să înțelegem că prioritățile la ora actuală pentru dezvoltarea sustenabilă, sunt obiectivele generale a Partidului Poporului Forța România, sunt promovarea și protecția produselor agricole românești, susținerea producătorilor agricoli, încurajarea asociațiilor de producători, revigorarea sistemului zootehnic, valorificarea la capacitate reală a potențialului piscicol și cinegetic al României, refacerea sistemului de irigații, transformarea proprietăților de pământ în producători agricoli, încurajarea și sprijinirea derulării de proiecte în mediul rural, promovarea și dezvoltarea susținută a agroturismului, reîmpădurirea zonelor defâșate irresponsabile, dezvoltarea creșterii științifice agricole în sensul identificării de soluții adaptate la sistemul schimbările de mediu și de tehnologii de combatere a factorilor de risc pentru culturile agricole, creșterea nivelului de trai în mediul rural și relansarea rolului statului românesc adaptat evoluției societății moderne. Da, dragilor, de aceea PPFR propune pentru viitorul României dezvoltarea societății prin dezvoltarea individului. Avem nevoie de o creștere reală a vieții sociale, economice, susținută real de dezvoltarea învățământului și a cercetării. Numai garantarea transparenței totale a activităților, instituțiilor și organelor, organismelor și autorităților, tuturor organizațiilor statale ne va putea
pune o linie dreaptă în ceea ce privește renașterea satelor românești prin relansarea agriculturii și promovarea unei strategii de dezvoltare a acesteia. Implicarea cu prioritate a tinerilor în procesul de restructurare a vieții politice românești și conturarea unei noi elite politice este factorul important ce va asigura succesul nostru în viitorul apropiat. Să nu credeți vreodată, cei care sunteți cârcotași și care credeți că numai dumneavoastră sunteți capabili să conduceți România, că în spatele dumneavoastră nu mai există alți oameni. Oameni pe care dumneavoastră i-ați trântit la pământ și nu le-ați dat niciodată voie să se ridice sau să spună opinia. Suntem un popor care merită altceva decât i s-a oferit până acum. Nu sunt Lenin, domnul Cătălin Berard, nu sunt Lenin, nu. România, că vreți dumneavoastră, că nu vreți, vă voi spune cu sinceritate că democrația nu înseamnă haos și nebunie. Democrația înseamnă organizare, democrația înseamnă respect, democrația înseamnă eficiență, democrația înseamnă utilizarea resursei umane pe care o are România la această oră, la capacitatea ei maximă, reușind să ridicați sau să ridicăm la cel mai înalt nivel absolut toți oamenii de căzut moral, intelectual și fizic în urma chiar accidentelor, punând o persoană cu dizabilități într-o funcție cheie acolo unde poate să-și aducă aportul și poate demonstra că este competitiv și poate demonstra că poate lucra și că se poate încadra în societate. Ceea ce ați făcut noastră, domnilor dragi, domnilor politicieni, în ultimii 27 de ani de zile arată că, în afară de demagogia cu care ați fost înzestrați, demagogie pe care ați învățat-o în școlile partidelor noastre, nu ați fost capabili să faceți nimic. Ați pus la zid valorile românești, nu ați premiat niciodată elevii care au bătut pe ruși în olimpiadele internaționale, ați lăsat toate valorile românești și toți muncitorii care vă puteau aduce un profit sau vă puteau pune România pe picioare să plece ca sclav în străinătate, să muncească cu două mâini doar, și ați mai făcut ceva. Ați adus acasă multinaționalele și ați făcut pe toți românii sclavii multinaționalelor, adică să muncească cu acte în regulă, sclavi la ei acasă, în fabrica jupânului, care jigmănește România. Asta ați făcut voi timp de 27 de ani de zile și acum mă faceți pe mine Lenin. Da, sunt autoritar, sunt o persoană responsabilă care știe ce vrea și care va aduce România și pe tot românul să fie fericit, să se ridice sus, să fie mândru că este român, să fie mândru că are în spate un drapel național, să fie mândru că s-a născut în țara de unde a pornit sau de unde au pornit toate civilizațiile lumii. Nu suntem un popor de retardați. În primăvara viitoare, Timoane, în țară vor fi alegeri. Participeți, gata, domnul Nicu Marin. Nu știu dacă până în primăvară vor fi alegeri. Nu știu, nu-mi doresc eu să fiu personal președintele României. Să nu credeți că sunt un paranoic, poate sunt oameni mult mai care dau bine pe sticlă, sunt slăbuți, au un fizic plăcut, da, sunt bine orientați, sunt poligloți, au un IQ extraordinar, merită să ne reprezinte. Ei vom testa. Aș dori ca să aibă măcar 50% din patriotismul meu. Acea persoană care ar dori să reprezinte poporul român. Și crede-mă că voi avea un cuvânt greu de spus în această privință. Nu voi lăsa ca la putere în România să mai vină un parazit, un halogen,
care nu are de-a face și nu a avut niciodată de-a face cu sângele românesc. România nu mai poate fi condusă de către halogeni. România trebuie să fie condusă de un român autentic, un român care să dorească binele României. Un român care să știe ce vrea, să aibă un program în spate. Un program pe care trebuie să-l discute în permanență cu publicul. Nu un program pe care îl știu numai ei. Oficial suntem păcăliți de către europeni pe față. Ei susțin că românii care lucrează în străinătate ar fi undeva peste 2 milioane. Însă noi avem cunoștințe că am depășit de mult cifra de 5 milioane, domnule Nicu Marin. Italia, Spania, Marea Britanie sunt statele unde muncesc cei mai mulți români. Deși se găsesc peste tot pe unde colinzi în Europa, europenii nu doresc această confirmare, dar să vedem ce ne spun ei. Oficial, mai bine de 640.000 de români muncesc în Italia, peste 250.000 muncesc în Spania, 110.000 muncesc în Marea Britanie, în Irlanda 28.000, 4.000 muncesc pe cont propriu, iar restul ca angajați cu cote de muncă. Deci, noastră, ne spuneți că în Italia sunt doar 640.000 de români care muncesc din totalul de 1.000.000 de români. Domnul Nicu Marin, datele false pe care le prezintă Europa sunt pentru ca noi să nu ne mai vedem pensiile. Datele false pe care ne le prezintă Europa sunt deja pregătite în regres pentru ca noi românii să nu mai avem posibilitate de a ridica frunterul. Credeți noastră oare că Europa va da României pensii în valoare de 25 de milioane de euro pe an? Nu 25, dar 25 de milioane. Vor da în fiecare an 25 de milioane de euro României pensii? A? Eu nu cred. Eu cred că nu vom ajunge la pensie pentru că deja au făcut 65 de ani în 65 de ani pensia în Italia. Și dacă au ajuns la 65 de ani, mai târziu vom ajunge la 70. Când o să mai iei tu pensii? Vreți să vă spun ceva, domnule Lipciuc? Sunt un patriot decât orice alte persoane care vă susțin. Numai că patriotismul meu se reflectă și reflectă asupra acțiunilor și consecințelor acțiunilor mele. Acestea pleacă din pregătire și educația mea. Lucru pe care susținătorii dumneavoastră, domnul Mădălin Tudor, haideți ca să vă dau un răspuns așa după cum l-ați dat și dumneavoastră. Considerați cumva că toată lumea sau că tot poporul român trebuie să fie la același nivel de pregătire cu dumneavoastră? Eu vă arăt ceva. Aceasta este o mână. Știți de ce degetul ăsta este mai lung decât ăsta mic? Sau de ce acesta scurt este mai scurt decât ăsta lung? Pentru ca să poți apuca această telecomandă, pentru că dacă degetele ar fi egale, ți-ar scăpa din mână. Deci Dumnezeu a pus în fiecare câte ceva bun. De aceea va trebui să avem răbdare cu fiecare om. Vreau să vă mai spun încă ceva, cu care sper să vă fac să înțelegeți pragmatic ce se întâmplă. Știți că Ștefan cel Mare pe vremuri avea niște sfetnici extraordinari de mari, niște oameni bravi. Dintre boierii aceia, care erau pe timpuri, mai la urmă așa, la 20 de kilometri de Ștefan, era și un străbunic de-a meu care avea steagul familiei, da? Steagul de boieri. Noi am trăit la Cernăuți. De asta știu ce vă spun. Vă spun povestea asta ca să o înțelegeți. Când a fost înjunghiat catalan,
Nu un om cu carte, un boier cu vază a sărit jos de pe cal și a spus urcă, a pus spatele jos, urcă măria ta. Și un om de ăsta simplu, un deget de ăsta pe care îl vedeți noastră ăsta mic, degetul ăsta mic, a coborât jos de pe cal și a zis, măria ta, urcă sus pe calul meu. Deci la acea oră, acel degețel mic și-a făcut datoria. Sper ca toate degetele mici din România să-și facă datoria. Și veți înțelege că nu contează cine ești, nu contează câți ani ai, nu contează cât de gras ești sau cât de slab ești, contează cât de om ești, contează umanitatea pe care o ai tu. Contează cel mai mult să nu-ți creezi un, să nu-ți creezi un cult al personalității tale. Contează să fii umil. Contează să-ți iubești semenii. Contează să înțelegi că neamul ăsta de unde te tragi tu sau de unde mă trag eu este un neam bun și frumos și că acest neam și pentru el va trebui să luptăm. Nu contează că e ruptă cămașa, nu contează că am opinci în picioare și că aceste opinci s-au găurit. Nu, chiar nu contează, credeți-mă. Acest lucru nu contează. Și să vă spun de ce nu contează. Nu contează pentru că a fi om este primul lucru pe care trebuie să-l aibă fiecare în minte. Dacă dorește să aibă câștig de la judecata divină, dacă dorește să fie ajutat de către bunul Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu vom putea face nimic, nu vom putea aduce România nicăieri. Fără ajutorul lui Dumnezeu nu vom putea face absolut nimic, dar cu ajutorul lui vom putea. Voiam să vă găsesc aici o chestie pentru că mi-am adus aminte ce înseamnă a fi om și ce înseamnă să nu îți pese că cel din fața ta miroase transpirație, că cel din fața ta are haina ruptă. Spunea Vasile Alexandrei într-o poezie pe care îmi permit să vă citesc, spunea cam așa, valabil pentru toți cei care sunteți în direct, pentru toți politicienii români și pentru toată lumea. Băgați la cutia ucraineană, că așa spunea Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte. Pe drumul de costișă ce duce la Vaslui, venea un om cu jale zicând în gândul lui, mai lung îmi pare calea acum l-am întors acasă, a vrea să zbor și rana din pulpă nu mă lasă. Și bietul om, slab, palid, având sumanul rupt și o cămașă ruptă bucăți pe dedesubt, pășea trăgând piciorul încet, dar pe-a lui față, zbura ca o lumină de glorie mereață și în ochii lui de vulturi vioi, de vulturi adânci, vioi și mari, treceau lucioase umbre de eroi legendari. Opinca era spartă, căciula desfundată, dar fruntea lui de raze părea încoronată. Calică era haina, dar străluceau pe ea și crucea Sfântul Gheorghe și a României stea. Românul venea singur pe drumul plin de soare, când iată că aude fanfare sunătoare
și vede nu departe în fața lui venind un corp de oaste mândră în aur strălucind. Erau 3 batalioane de gardă împărătească, mergeau voios la plevna cu dorsul cucerească, în funte-i colonelul Semenț pe calul Pag, la bravii săi tovarăși privea des cu drag și inima în peptul îi bătea cu foc deșteaptă, că cel visa privindu-i la lupta ce așteaptă. Deodată el dădu cu ochii de sarbătul român, ce stătea în loc la umbră sub un stejar bătrân. Și mult se minunează și nici că-i vine a crede că în crucea Sfântul Gheorghe pe sânul lui o vede. Se oprește regimentul, iar bravul colonel se închină la drumețul, se apropie de el și îi zice cu blândeță: de unde vii, străine? Vin tocmai de la plevna. Cum e acolo? Bine. Dar astea decorații, cum? Cine ți le-a dat? Chiar domnitorul vostru și al vostru nostru și al vostru împărat. Dar pentru care fapte? Știu eu, ci că drept plată, că am luat eu steagul redutei și pedată, cu el străpunși de glonțuri ne-am prăbușit în șanț. Dar ce rang ai, voinice? Am rang de dorobați. Atunci colonelul dă mâna cu sergentul, se întoarce, dă un ordin. Pe loc tot regimentul se înșiră, poartă arma, salută cu onor românul care pleacă trăgând a lui picior. Sunteți capabili să înțelegeți ce înseamnă a fi român? Ce înseamnă a fi om? Nu contează că ai o pincă spartă, că ai cămașa sfâșiată, domnule Nicu Marin. Nu contează că nu ai bani în buzunar. Contează ceea ce crezi că ești. Contează să faci ceea ce poți să faci pentru România, pentru țara ta, pentru copiii tăi, pentru viitorul lor. Ne-am săturat de prinții bezadele care se spargă în pițe și în figuri, de șmecherași de lux și de lichele, care au BMW-uri, mașini de lux. Domnule Tudor Marin, domnule Tudor, poate un om simplu să le facă învățământul? Da, domnul Marin, ascultați aici la mine. Un om simplu, acum vă spun, pentru că v-am văzut aici, poate un deget sau un om simplu să construiască un pod? De ce nu? Adică podurile nu au fost construite de către oameni? Băi, frate, eu ți-aș dori să mă cunoști personal, să-ți dovedesc ceea ce știu să fac eu. Și dacă mi-ai cerut să fac un pod, pot să spun că ai spus cel mai simplu cuvânt din viața ta. Lecții de contabilitate poți să-ți dea cel mai simplu om din satul tău, care împrumută bani profesorilor, doctorilor și amărâților de ingineri, care nu ajung la sfârșitul lunii, deși el are 4 clase și își gestionează mica lui afacere, vânzând 3 ouă și câte un porc sau câte o gobaie odată la 5 ani. Mihai Crăciun, Timo Lipciuc este un cont pe care eu pot să-ți aprob prietenia, Timo Lipciuc Milano. Și ai putea, dacă vrei să-mi spui, să mă duc dracului, să-mi spui în fața la toată populația asta?
Ai putea să spui și de ce mă trimis să tac dracului? Pentru că ar trebui să ai un argument. Ar trebui să mă contrazici. Adică în momentul când mă contrazici, vii cu argumente solide, solubile și cu idei solubile, da? Adică vii cu soluțiile alea pe care tu le dai, care sunt mai bune decât ți le dau eu. Le susții și dacă sunt mai bune decât ale mele, nu am niciun fel de problemă. Dar gura nu mi-o poți să închide tu, domnule Mihai Crăciun. Nu mi-o poți închide pentru că ești în Franța, da. Pentru că nu mi-o poți închide. N-ai cum să mi-o închizi. O să vorbesc de fiecare dată atâta timp cât voi lupta și voi lupta, să știți, pentru poporul român. Trebuie să aveți oameni pregătiți să realizeze anumite proiecte. Domnul Mădălin Tudor, unul dintre oamenii pe care eu doresc să vină lângă noi, ai putea să fii și dumneavoastră dacă ai foarte multă școală și dacă crezi că ești competent, te primim în echipă fără niciun fel de problemă. Permiteți-mi să salut pe cumătrul meu, am un cumătru extraordinar de bun, care vă poate da lecții oricând la economie. El se află în Flămânzi, Botoșani, se cheamă Luca Alexandru. Dacă doriți lecții de economie de la un om care nu are facultate, uite, vă poate da domnul Luca. Eu am curaj să fac pariu că vă învață economie la orice oră doriți de asta cu toate facultățile pe care le aveți. Pentru că eu cunosc personal, știu cu cine am de face și de aia fac și reclama. Și cred că dacă, chiar dacă doriți să primiți lecții de economie, încercați să-l contactați pe Facebook și vă va da el lecții la toți. La toți aceștia care ați distrus România până astăzi, pentru că dacă erați băieți deștepți cu toate facultățile, masterele și doctorantele pe care le aveți, nu lăsați România să ajungă în situația asta. Ați fi făcut alte calcule și am fi discutat altfel astăzi. Am fi discutat din altă postură, de acasă, de la noi, din România noastră dragă, de acolo de unde putem mânca natural și așa mai departe. Deși în Italia locuiesc mai bine de 1 milion de români, doar 700.000 dintre ei aduc venituri, ceilalți sunt consumatori de asigurări sociale, ne arată italienii, care ne avertizează că situația nu este atât de roz pe cât ne pare nouă. La 1 ianuarie 2011 în Italia locuiau 968.576 de români, de cetățeni români. În ciuda crizei economice, numărul lor a crescut, a continuat să crească cu 80.000. Acest lucru dovedește că din punct de vedere demografic suntem pe cale de a ne destrăma. În Spania trăiesc 913.405 români, din care 250.000 sunt înregistrați la sistemul de securitate spaniolă. Deși până acum cifra ne arată undeva la 30% dintre români nu doresc un loc de muncă cu adevărat. 200.000 dintre români locuiesc în Franța, acolo unde locuiește și domnul ăsta care îmi spune să mai tac dracului din gură. Atenție! Estimează Ministerul Muncii, care nu este în gradul să ne spună cu exactitate câți români muncesc în Franța la această oră. Mai vine președintele Franței și spune că românii noștri nu au nevoie să muncească cu camioanele noastre în Franța, să mergem să ne angajeze ei. Potrivit datelor statistice, Departamentul Muncii și Pensiilor din Marea Britanie, 110.000 de români muncesc cu acte, deși se pot bucura de toate drepturile. Peste 28.000 de români muncesc în Irlanda, în Austria 20.000, în Olanda 15.000, muncesc din mult mai mult, dar atâta doresc autoritățile să ne spune. În Finlanda 2.000 și nu avem un răspuns oficial din Germania, care se ferește să recunoască numărul românilor care lucrează pe teritoriul lor. Noi, cei din Partidul Forța România, vom elabora strategii prin care românii de pretutindere să se poată să se întoarcă acasă, chiar dacă rata celor care nu vor dori decât ajutoare sociale va ajunge undeva la 1,5 milioane de români. Acest program îi va ajuta să se recupereze, să se reinventeze și le vom găsi locul potrivit fiecăruia, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită.
vorbim de, știm că vârsta și boala nu ne permit uneori să fim apți pentru muncă, dar dacă ne vom strădui, vom găsi pentru fiecare câte ceva de făcut după propriile sale puteri și vom demonstra întregii lumi că România nu moare niciodată. Acest program a fost conceput pentru ca toți românii să se bucure de el. Susținerea și promovarea rolului femeii în societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați este o ordine prioritară în dezvoltarea programului nostru. La fel, trebuie să știți că avem programe de susținere a tinerilor care sunt și vor rămâne viitorul acestei țări. Elaborare și susținerea programelor de protecție socială pentru categoriile defavorizate, pentru categoriile de persoane cu dizabilități sau marginalizate, promovarea și dezvoltarea programelor de solidaritate umană, promovarea spiritului creștin de întreajutorare în contextul dezvoltării sănătoase a societății românești este o altă preocupare pe care o avem în evidență. Nu putem omite că vom susține neîncetat egalitatea drepturilor cetățenești, indiferent de nivelul studiilor. Frăția Forța România va milita în permanență ca vatra strămoșească să nu se vândă, nu se închiriază și nu poate fi obiect de troc politic sau geopolitic. Forța România este și va fi de partea tuturor celor care își iubesc cu adevărat țara. Nimeni nu este mai presus de lege. Datorită faptului că România este parte a tratatelor UE, dar nu este membra a spațiului Schengen, noi cei care am înțeles că suntem doar marionetele acestui sistem putred și corupt care are doar interese de a ne goli de resurse și de a ne transforma într-o colonie, am pregătit acest program de relansare a economiei românești. Cele 28 de state ale Uniunii Europene nu sunt toate egale economic între ele. Atunci suntem doar cobaiilor și de aceea cerem renegocierea în regim de urgență a tratatelor care ne fac sclavi cu acte în regulă, tratate semnate de către clasa politică care astăzi nu mai recunoaște că au distrus țara prin hotărârile lor. Am prezentat mai sus situația românilor din Europa, cei care au migrat din punct de vedere economic și dorim cu ajutorul lor să creăm al doilea sistem economic al României cu care vom salva țara de la NEC. Vrem să vă spunem că Olanda, Germania au fost două țări care și-au pus punctul de vedere, care au spus nu intrării României în Schengen, nu pentru că doresc cu adevărat ca România să cadă jos, ca portul Constanța să fie cumpărat de către olandezi, pentru că altfel, într-un context în care noi am dat mâna cu chinezii, într-un context în care noi vom deveni puternici, într-un context în care noi vom refuza să mai fim cobaii multinaționalilor, portul Constanța ar deveni numărul 1, iar Hamburgul, Rotterdamul și Amsterdamul ar deveni porturi secundare și atunci economia acestor state vor avea de suferit. Iată de ce sunt mari probleme conjuncturale în politica românească pe care unii cârcotași nu prea le înțeleg. Noi însă le-am înțeles destul de bine, suntem capabili, de aia suntem în fața noastră acum la această oră. Gianni Oliveira, domnule președinte, unde este aurul de la Rezerva Națională? Cine știe în ce bănci străine le-a dus banditul de mason Isărescu? De ce nu-l dă nimeni jos pe banditul ăsta? Românii sunt niște imbecili, nu văd că suntem jecmăniți pe față în loc să intre pe postul de, pe postul noastră să discute lucruri serioase, ei bat câmpii, nu intră pe alte posturi să facă mișto. Cine credeți că îi bagă în seamă, dracu? Aveți dreptate, Gianni Oliveira, domnul Gianni Oliveira, eu vreau să vă spun, aurul nostru l-au dus la englezi. Dar nu l-au dus la englezi pentru că în România nu era în siguranță, nu. L-au dus la englezi pentru că noi la această oră nu mai putem extrage aur. Noastră știți că au făcut ce au făcut. Ne-au luat pansonul de aur pentru că ei cred că numai la Londra se poate face bursa aurului. Cine a spus asta? Eu extrag aur și fac bursa mea în România. Îl dau mai ieftin. Care e problema ta? E aurul meu. Nu am dreptul să-l dau? Sau cum? Nu am dreptul să-mi bat moneda mea în aur? Cine spune că nu?
Nici o lege internațională nu mă poate obliga ca eu să nu bat moneda în aur. România a și avut moneda în aur. De așa nu există nicio problemă. Problema este că ei ne-au închis minele și au dus aurul, ca în momentul în care am luat o anumită poziție, să spună, aurul nu vă mai dăm, iar voi rămâneți fără aur. Și voi sunteți faliți și trebuie să ne dați țara. De asta domnul Muguri Sărescu a luat aurul nostru și l-a dus, l-a dat englezilor, pentru că așa au făcut și alții cu aurul nostru și l-au dat rușilor. Pentru că noi, poporul român, suntem un popor de oameni care le-am permis să facă, să-și bată joc de noi. Nu știu cât timp, dar eu cred că vom reuși să trecem peste toate lucrurile. Domnul Vasile Turcu ne spune, Robert, G. Matei Timon este printre altele șoferi de tir, face, da. Da, dragă, ce, domnul nu știa ce fac eu? Păi dacă nu știe în seara asta, să mă chemem direct pe contul ăsta și o să-i fac un live când mă sui în camion la ora 2:30, ora României. Vă rog frumos să mă chemați și așa mă poate apuca somnul până dimineața la ora 5:30 când ajung la Rimini. Mergeți cu mine 350 de km la vale și vă puteți întura 350 la deal. Ca mâine la amiază, la ora 1-2, să fiu înapoi acasă. Da? Și așa vă veți convinge cu ce mă ocup eu. Nu sunt un politician de la care credeți noastră că sunt pus, plătit, să stau în fața noastră. Sunt ca și sergentul ăla care luptă fără ca să-i dea nimeni nimic. Lupt pentru că îmi iubesc țara și aș dori ca și noastră să luptați la fel. Timoade, vremea lui nu contează. A pus viața alte coordonate în zilele noastre. Vremea cui, domnul? Da. Nu prea am înțeles vremea cui. Mă rog, nu numai... Da. Mergem mai departe. Fraților, împreună vom învinge. Timoane, sâmbătă a avut loc la Stockholm întâlnirea anuală a Uniunii Românilor din Suedia. Foarte mulți participanți, pe ordinea de zi a întâlnirii, s-a discutat despre singura problemă, ajutorul concret pentru cât mai mulți români rude și cunoscuți de ai participanților de a emigra din România în Suedia. Despre ce patriotism vorbești tu? Domnule Nicu Marin, păi dumneavoastră credeți că Suedia asta o să înghită milioane de români? Dumneavoastră credeți că în Suedia aveți vreun statut? Păi vă spun eu ce statut aveți. În Suedia, dumneavoastră, domnul Nicu Marin, ați avea statut în momentul când ieșiți, vă rog frumos, mâine dimineață din casă și primul suedez pe care îl întâlniți, îl întrebați, băi, cum te cheamă? Unde stai? Și o să spun, în casa mea. Uite, asta este casa mea. Cât costă casa lui? Costă 1.000.000 de euro, 700.000, da? Bun. Ce servicii ai? Câți bani ai în cont? Ce facilități ai ca cetățean suedez? După care, te uiți câți bani ai tu în portofelul tău, domnul Nicu Marin, unde locuiești tu și vezi unde te afli. Cam asta este situația dintre, dacă îți place să stai acolo, stai acolo. Tu ai putea să vii în România noastră, să muncim, să dezvoltăm o țară, chiar dacă suntem mai slăbuți din punct de vedere economic, să o punem pe picioare. Da? Da, lumea preferă să fugă în loc să stea să schimbe ceva. Este foarte adevărat. Dar ce să facem noi? Ăștia suntem fraților. Vrem, nu vrem, mergem cu ăștia, mergem. Pe ăștia avem cu ăștia defilăm.
Da? Noi dorim ca această, ca, noi dorim de această dată că românii noștri să aibă soarta, să nu mai aibă soarta vlahilor. Vă aduceți aminte de vlahii noștri? Erau populații romanizate de origine dacică, tracică, ilirică sau greacă din insula balcanică. Vlahii, deci au fost răspândiți în toată Europa, ei fiind negustori și ciobani. Fiind mereu în căutarea locurilor pentru comerț și pășuni mai fertile, practicând transhumanța, o formă de migrat păstoresc folosită până nu de mult și de păstorii sibieni. Dovada pierderii neamului românesc din acea perioadă se găsește în cronicile despre Valahia. Acești oameni îi puteți găsi în Albania, îi puteți găsi în Grecia, în Dalmația, la sud de Dunăre, sau Volohii, că sunt în, între Ucraina și Cehia, peste tot îi găsiți. Acești oameni care și-au pierdut identitatea, așa vă ajunge domnul Nicu Mare, exact cum sunt oamenii aia, dacă vă mai rămâne în Suedia. Deci faptul concret că românul ar putea emigra din România ne aduce la cunoștință că vom pierde demografic foarte mult și vom rămâne așa cum suntem rămași în Tulcea, cu 25% din populație, 25 de locuitori pe kilometru pătrat. E oribil să știi că te afli în această situație. Din păcate, unii dintre noi nu conștientizează acest lucru. Din păcate, avem foarte multe de spus, foarte mult de lucru. Noi continuăm cu programul, pentru că dorim să știți ceea ce dorim noi pentru țară. Da? Noi cei din Frăția Forța România dorim stoparea odată pentru totdeauna acestei imigrații din punct de vedere economic și restabilirea soluțiilor economico-financiare a tuturor cetățenilor români, indiferent de nivelul studiilor, indiferent de oricare orientare politică sau religioasă. Nu, bineînțeles, și sexual, atenție, că România nu este Sodoma și Gomora. Eu sunt total contra homosexualității. Și nu mă interesează dacă aș fi la putere câte voturi aș pierde, dar eu le-aș da gău. Serios. Eu nu m-aș supune Europei. Pe mine nu mă interesează. Băi, trăiești într-un stat unde sunt majoritari heterosexuali, respecti majoritatea. Nu mi-ești tu pe stradă și mi-ai limba în gură să-mi vadă copilul meu să mă întrebe, tată, dar ce se întâmplă aici? Păi suntem normali? Nu suntem normali, fraților. Dacă am ajuns la situația asta în care noi ne complacem cu acest diavol pe pământ, eu vă spun că România nu este Sodoma și Gomora. Orice țară primește auslandări. Odă ce se opresc impozite de 25,27%. Orice țară primește, da, orice țară primește auslandări, pentru că așa vrea comunitatea europeană. Eu pot să nu primesc auslandări. Eu am auslandări mei. Eu am românii mei care trebuie să vină acasă, care nu sunt doi sau trei, sunt milioane. Am dreptul să refuz. Am dreptul să-mi aduc copii acasă, nu să aduc pe alții străini. Nimeni nu poate impune mie, ca cetățean român, să nu-mi doresc ca copiii mei să vii acasă. Și atunci de ce trebuie să fiu eu să accept auslandări? N-am înțeles. Sunt domnul Dediu Florin, sunt foarte multe... foarte multe de spus, mergem mai departe. Pentru aceasta este necesar ca în regim de urgență să fie înființat, deci atenție mare, am ajuns la o fază în care am nevoie ca toată lumea să fie atentă, nu pentru mine, ci pentru ca să înțelege ceva din programul Partidului Poporului Forța România. Pentru aceasta este necesar ca în regim de urgență să fie înființat sistemul de siguranță națională, sistem care va trebui condus de către oameni care nu vor face și nu au făcut niciodată sau vreodată politică.
Acest sistem va fi format din trei instituții care vor jura în fața poporului și vor plăti cu capul în cazul trădării naționale. Va trebui să schimbăm Constituția. Americanii au pedeapsa cu moartea și noi trebuie să introducem pedeapsa cu moartea. Cu toate că nu sunt de acord că omul poate să ia viața altui om, dar unui trădător de țară care ia viața foarte multor milioane de români, luându-le pâinea de la gură, făcându-i sclavi în toată lumea, cred că atunci când judecătorii i-ar da o astfel de pedeapsă, eu aș fi absolvit de ceea ce am propus. Și cred că așa trebuie să facem. De ce? Pentru că, uitați, această autoritate are nevoie de pedeapsă cu moarte. Atenție ce propunem noi. Acest sistem de siguranță națională, autoritatea de supraveghere a resurselor naturale. Deci acest sistem va fi format din trei instituții care vor jura în fața poporului român și vor plăti cu capul în cazul trădării naționale. Deci vă spun, fiți foarte atenți la ceea ce vă citesc acum, domnul Nicu Marin. Acest sistem va fi format din trei instituții care vor jura în fața poporului și vor plăti cu capul în cazul de trădare. Autoritatea de supraveghere a resurselor naturale, ale țării, care are grijă ca niciodată terenul înstrăinat să nu ajungă la 33%, iar resursele naturale ale țării să nu poată fi înstrăinate sau concesionate. Această autoritate se supune doar sistemului de siguranță națională, care va fi ales de popor și care va face transparentă orice operațiune a executivului care încalcă legile proprietății poporului. Această autoritate de supraveghere a resurselor are dreptul, de fapt tot acest sistem va avea dreptul de control direct asupra tuturor informațiilor de pe raza unde va lucra. Fiecare județ va avea o astfel de autoritate. Deci, acum ne-a sunat, așteaptă un pic, să-i conectez. Mihai Ferrari, eu am... Deci, această autoritate se supune doar sistemului de siguranță națională, care va fi ales de către popor și care va face transparentă orice operațiune a executivului care încalcă legile proprietății poporului român. Va avea acces peste tot. Difuzez mâine seară un filmuleț făcut de o televiziune din România despre o școală de și societatea suedeză. O să difuzez, îl puneți pe Timon Lipciuc Milano și o să-l difuzez domnul Nicu Maret. Haideți să fim atenți aici la explicațiile astea pe care vă le dau, pentru că astea sunt, cum să spun eu, indispensabile pentru orice român. Deci dacă nu știi nimic despre ceea ce îți vorbesc acum, înseamnă că nu ai înțeles nimic din acest program pe care noi vă-l punem la dispoziție și atunci n-am făcut nimic. Deci discutăm despre sistemul de siguranță națională. România nu a avut până acum un sistem de siguranță națională. Deci v-am spus, aceste persoane vor trebui să răspundă cu capul. Deci acest sistem are trei cum se cheamă, autorități. Autoritatea de supraveghere a resurselor naturale ale țării, care are grijă ca niciodată terenul să nu fie înstrăinat mai mult de 33%, iar resursele naturale ale țării să nu poată fi înstrăinate sau concesionate. Bun, mergem mai departe. Autoritatea de supraveghere. Of, domnule, un pic. Trebuie să răspund. Autoritatea de supraveghere a alimentelor
și a rezervelor naționale, autoritate care va avea grijă de hrana, îmbrăcămintea și cele de trebuință poporului în caz de restriște. Această autoritate se supune sistemului de siguranță națională și va fi creditată cu 10% din PIB-ul României. La că mergem acum și vă întrebați, politicienii, ce facem în caz de război și le cereți să vedeți rezerva națională, vor da de numere, vă spun eu. Pentru că eu am date concrete că România nu mai are rezervă națională nici măcar pentru 6 luni de zile. Haideți, domnilor care sunteți specialiști, sunteți deștepți, ce aveți de spus? România nu mai are. Are o rezervă care nu cred că prinde 6 luni de zile. Acoperă, nu acoperă. Autoritatea de supraveghere a alimentelor, v-am mai spus, a rezervelor naționale, autoritate care va avea grijă de hrană, îmbrăcămintea și cele de trebuință poporului român în caz de restriște. Această autoritate se supune sistemului de siguranță națională și va fi creditată cu 10% din PIB-ul României. Urmează a treia autoritate, autoritatea de supraveghere a averii poporului român. Această autoritate se va supune sistemului de siguranță națională și va administra bunurile poporului, bunuri pe care nimeni nu le va mai putea înstrăina. Nu mai vreau un popor sărac ajunge cât am fost de umiliți. Încerc să te chem, domnul Mihai. Încerc să te chem, să vedem dacă reușesc. Eu încerc. Acum te chem eu, nu mă mai chema, să vedem dacă pot să te chem eu. Nu mă lasă internetul să... Nu mă lasă, ce să-i facem? Conducerea sistemului de siguranță națională va fi... deci, atenție! Această conducere va fi aleasă de către popor. El va jura în fața poporului și va guverna pentru totdeauna. Acești oameni nu vor putea avea niciodată un cont curent. Lor și familiile lor li se vor asigura viața cotidiană cu toate cele de trebuință, dar nu vor putea să vândă sau să înstrăineze nimic. De asemenea, nu vor putea cumpăra nimic. Ei se vor oferi voluntari și nu vor putea avea proprietăți, nici ei, nici copiilor, nici nu vor lucra vreodată cu bani. Vor avea totul asigurat. Trădarea o vor plăti cu capul, iar pentru aceasta va fi necesară modificarea Constituției. Acești oameni vor, acest sistem de siguranță națională, vor fi cei care vor avea grijă ca de mâine Timon să nu mai poată fura, Nicu Marin să nu mai poată fura, Ionuț Stan să nu mai poată fura. Acești oameni vor fi sângele poporului român. Vor fi patrioți, vor renunța la viața lor privată, vor avea tot ce vor, dar vor da răspuns cu capul. Vor răspunde cu capul. Nu este ușor. Acest sistem ne va ajuta să ieșim din colaps. Și acum trecem la cealaltă parte, proiectul sănătății. Numai că aici discutăm mâine, pentru că este o oră destul de înaintată, iar eu va trebui să mă odihnesc. Mâine va trebui să plec, mâine, seara asta plec, am 700 de km de făcut și nu vreau să fac singur probleme cu mâinile mele. Miluca Țaric, ai doar 590 de comentarii. Degeaba vorbești, nu e metodă practică pentru a crea o țară liberă
de căpuș și fără bani. Nu putem putem să restaura clasa politică actuală. E dificil, avem nevoie de revoluție, e greu, dar nu imposibil. Domnul Miluca Traic, eu nu sunt de acord cu revoluția nefondată. Deci noi dacă dorim să facem o revoluție, discutăm mâine seară, atunci când veniți toți aici, așa cum a spus și în seara asta, și discutăm despre inițiativa legislativă pe care v-am pus-o la dispoziție, adică noi românii trebuie să mergem la luptă acoperiți. Eu nu vreau să merg în stradă dacă nu sunt neacoperit. Atunci va trebui să facem o inițiativă legislativă pe care eu am pus-o, o găsiți pe pagina Partidului Poporului Forța România, pe Facebook. Această inițiativă legislativă vă va spune tot ce este de făcut. Vom strânge 150.000 de semnături din toată țara. Semnăturile trebuie strânse din orice localitate. Va trebui să mergem la primar și să-i spunem: domn primar, eu strâng pentru inițiativa cu tare semnături, dați-mi, vă rog frumos, un om să mă însoțească. Primarul vă dă un om, merge și strânge semnături, nu aveți voie să cumpărați semnături, nu aveți voie ca acele semnături să le luați de la oameni care nu au bani, nu au de mâncare, de la oameni normali. Da? Omul confirmă, primarul vă ștampilează lista cu semnături, după care dumneavoastră veniți și le strângem, le punem pe masa guvernanților, 150.000 de semnături, cu inițiativa legislativă, cu pachetul de legi pe care noi îl dorim, iar statul este obligat în 90 de zile să dea răspunsul. S-a cerut ca acest pachet de legi să treacă cu, precum ordonanța lor de urgență, deci fără discuții, ca ordonanță de urgență, și să fie publicate în Monitor Oficial. Dacă acele legi vor fi publicate în Monitor Oficial, domnule Miluca Traic, România se va îndrepta. Discutăm despre legea votului, legea Timon, legea prin care românul poate retrage votul celui pe care l-a votat atunci când demnitarul nu mai reprezintă poporul român. Vorbim despre votul imperativ, vorbim despre recunoașterea suveranității poporului român de către autoritățile statului, vorbim despre introducerea drapelului sub siglele partidului, pentru ca atunci când partidul greșește să dea, să răspundă ca și Trădare Națională. Vorbim despre foarte multe lucruri de protecție pe care noi le-am pus în acea inițiativă legislativă. Suntem pe căi bune. Avem programe de urmat. Avem inițiativă legislativă pe care noi o putem pune la punct și putem cere acestor politicieni să ne răspundă cu subiect, predicat, punct și virgulă la întrebările noastre. Depinde doar de noi dacă dorim să facem aceste lucruri și dacă dorim să trecem la treabă. Timane, nimic din ce spui tu nu se va coace. Nu poți muta România în Africa sălbatică. Asta, crede-mă, nu-i politică, mai ales economică. Da, într-un fel ai dreptate. Cum să muți România în Africa? Aduce Africa în România, că e mai ușor. Deci deschizi porțile și vin toți africanii, pentru că dacă noi plecăm în Europa, în Suedia, cum spui tu, și ajungem cu demografic 25 de locuitori pe kilometru pătrat în Tulcea și ai deschis poarta Constanța sau așa, imediat se populează Tulcea, da? Nu mutăm România în Africa, mutăm Africa în România. Nu-i corect? Domnul Nicu Marin, ce spuneți dumneavoastră? Eu cam așa văd lucrurile. Am uitat să vă spun că voi avea o invitată sâmbătă și duminică, deci invitata specială pe care va fi în emisiune, va fi doamna Maria Bărbuia, va fi lângă mine pentru două zile, vom face două emisiuni ca la carte, două emisiuni cu doi oameni patrioți, bineînțeles, și vă invităm și pe ceilalți care, bineînțeles, veți dori să intrați în emisiune la orice oră să intrați. Am schimbat, mergem mai departe, de Diu Florin. O să înțeleagă ce a rugat, domnul președinte, de ce nu mă bagă ăștia pe
De ce ne bagă pe gât ăștia arabii puturoși și nu ne duc în țara, nu ne aduc în țară chinezi care lucrează pe bani puțin? Trebuie să reluăm de urgență relația cu China și cu Rusia și să naționalizăm tot ce a luat cu forța din România, bineînțeles, prin referendum național. Domnul Gianni Oliveira, aveți perfectă dreptate. A apărut, bună seara, domnule Constantin Ghiniță, promisiuni, alte sarmale. Domnul Constantin Ghiniță, problema nu sunt promisiunile, noi nu facem promisiuni. De ce nu v-ați cerut noastră celor care au ieșit acum în stradă și spun la PNL-ul, haideți să dăm PSD-ul jos, să spună ei ce program au pentru noastră, pentru că noi v-am spus, noi deocamdată nu am fost la putere să vă conducem și nu facem parte din gașca lor. De ce nu întrebați pe aia de promisiuni și ne întrebați pe noi? Domnule, tu vorbești la bec. Nu interesează pe nimeni, nu interesează de ei. Domnul Zdricolei Nicolae, sincer, nu ai mai obosit, domnule, să bați apa în piuă. Am impresia că ești neam cu Diaconescu, mai ales că ai și carnete de exprimare. Cine te poate urma? Bineînțeles că unii care seamănă. Salutare, că tare m-ai păcălit cu aiureli. Să vezi unde te duc datele tale concrete. Domnule Zdricolei Nicolae, nimeni nu te ține aici pe pagină, ești culmea. Apasă pe buton, schimbă canalul, mergi la un post, la PSD-ul, mergeți cu ei în continuare, mergeți cu PNL-ul în continuare, pentru că v-au demonstrat 28 de ani de zile că sunt capabili, că au studii, că sunt oameni cu o cultură elevată, că sunt patrioți, v-au adus aici unde sunteți, mergeți în continuare cu ei. Nu sunteți obligat să veniți pe pagina aici unde noi discutăm despre ceea ce credem noi că putem face pentru România. Noi vom pune în practică, bineînțeles, cât vom fi. Ne vom asocia în Asociația Agricolă Dacia Liberă și vom lupta până la ultima picătură de sânge ca să reușim să punem în practică ceea ce ne-am, ce, programul pe care de fapt îl dorim să-l facem. Restul nu ne interesează, apă de ploaie. Vreți să fiți cu noi, sunteți cu noi. Nu vreți să fiți cu noi, nicio problemă. Mergeți la PSD. Trăiască domnul Liviu Dragnea, trăiască domnul Ponta, da? Trăiască domnul Adrian Năstase, trăiască celălalt, cum îl cheamă, care ne-au negustorit și ne-au vândut Ardealul, toate pădurile, Hrebenciuc, Victor Hrebenciuc, da? Trăiască Dinu Patriciu, trăiască Tăricianu, foarte bine, pe ăștia ai votat dumneavoastră. Trăiască USR-ul, domnul Mihai Răzvan Ungureanu, care și-a permis să renunțe la Fundația Gojdu, pentru că probabil era din banii lui de acasă acea fundație făcută. Timoane, sunt convins că la conducerea tuturor sistemelor ai autorităților pe care le vei înființa, nu se vor depune nicio cerere de angajare, crezi? Păi cam cred. Să spun de ce cred. Pentru că eu le cer responsabilitate. Deci, știți dumneavoastră de ce aici nu se înghesuie cei care au multe școli și sunt prieteni cu partidele politice? Pentru că știu că dacă ar ajunge acolo sus, ar trebui să dea cont. Știu că eu nu sunt, eu, Vlad Țepeș era copil de mici pe lângă mine. Crede-mă. Deci eu nu le dau voie să facă ce vor ei. Deci vor face ceea ce trebuie să facă pentru popor, domnule Nicu Marin. Aia e diferența. Cum vrei să vie, dacă știu că fură și aici nu se poate fura, sau aici nu e nimic de furat, nu vin aici, ei merg unde se fură. Mergeți să întrebați pe unul dintre ei. Știi ce va spune prima oară? Ce-mi dai? Ce-mi oferi ca să lucrez pentru tine? Primul lucru,
Trebuie să-i dai o funcție. Bun. Atenție că nu vrea funcție de președinte a partidului în zona cu tare, nu? Nu? El vrea director la de concentrație. Vrea director de școală, director de spital, director de cutare. Asta vor. Da? Ei cred că vor mai putea să mai vândă România așa cum au vândut-o până acum. E normal că nu vor fi cereri pentru angajare pe posturile alea. Dar vom găsi oameni care vor fi bine intenționați, deștepți, patrioți, care se vor mulțumi cu un salariu decent și care, dacă nu vor reuși singuri, îi vom ajuta noi. Îi vom ajuta noi cu specialiștii noștri, vom face cursuri, că așa au făcut și comuniștii, și au specializat, și au crescut, și au ridicat România. Au făcut peste 1250 de mari întreprindere, Deiu Barbu. Visuri, băi nene, visuri. Ai înțeles? Visuri reale, pentru că dacă nu trăiești, dacă nu visezi, dacă visezi că ai un pachet de biscuiți în buzunar, vei avea toată viața ta un pachet de biscuiți. Dacă visezi că ai să ai un Mercedes, te apuci de muncă și muncești azi, pui 100 de euro deoparte și muncești mâine și mai pui 20 și mai pui 50 și când ajungi la 20.000 de euro mergi și cumperi Mercedes sau la 10.000 te duci, dai un avans, ți le iei rate și visul tău s-a îndeplinit. Visul inginerului Ferrari, care nu a avut nici o leu în buzunar, l-a scos maică-sa pe poartă la Modena și a spus, hai, pleacă, m-am săturat. Știi care a fost? Să-și facă mașina. Nu avea niciun ban. S-a dus la prietenul lui, a spus, băi, hai să ne apucăm de proiect. Băi, dar tu ești nebun, n-ai niciun leu, îți trebuie o grămadă de bani. Hai să ne apucăm de treabă, că găsesc eu banii. S-au apucat de treabă și au găsit banii. Dacă noi așteptăm și nu ne apucăm de treabă, cum vreți să găsim bani pentru a realiza aceste visuri, domnul Deiu Barbu? Cum? Domnul Nicu Marin ne spune, DNA Bărbuie, doamna Bărbuia, ne va citi și traduce iar din Constituția Italiei pe cea a României, a citit-o. Domnul Nicu Marin, ne va spune doamna Bărbuia ce ne va spune. Eu sunt convins că ce ne va spune doamna Bărbuia ne va prinde bine. Bineînțeles, celor care nu sunt cărcătași, celor care vor să înțeleagă ceva, celor care vor să se adune lângă noi, celor care nu vor, nu vor. Nu poți să obligi omul să-i pui pistolul la cap, să-i spui, băi, vină cu mine. Cu toate că la această oră tot poporul știe, tot poporul știe că noi trăim într-o dictatură. Noi numai oligarhică. Noi nu trăim în democrație. Ăștia, dacă continuă să-i lăsăm, peste vreo 10 ani ne pun pistolul la cap, să știi. Și ne vor spune, băi, hai, treci în Suedia. Vezi că te așteaptă Nicu Marin. Domnul Nicu Marin s-a născut în 1916, da. S-a născut în 1916, da. Care e problema cu Alina, domnul? Unde e Alina? Alina Daniela, ce? Ia să vorbesc eu cu Alina. Alina, ia cheamă-mă doi pe Timon Lipciuc Milano să vorbim noi. Ia să văd eu ce vrei tu. De fapt, că văd că eu nu vreau să te dau afară de aici, de pe chatul ăsta, că ai început să-mi fii simpatică. Dar văd că continui să... Aoleu, ăsta e domnul Gal. Domnul Papagal. Da, domnul Gal. Îl salutăm pe Crin, Călin, din Spania. Alina Daniela.
cred că am să te elimini dacă nu ești în stare să, să te conformezi, adică dacă vii cu ceva, vine cu date concrete, te rog frumos să folosești un limbaj normal și putem discuta la orice oră. Dar discutăm pe obiecte. Adică acolo unde crezi mentale că eu nu am argumente, vii argumentez și vii și cu soluții. Dar asta începând de mâine, pentru că deja au trecut destul timp. Mâine va fi o altă zi. Eu trebuie să mă pregătesc, să mă odihnesc. Am acuși, plec la sapă. Pentru toți românii din întreaga lume, pentru voi cei care ați avut mare răbdare și ați ajuns aici, Hora Unirii este imnul Partidului Poporului Forța România, Hora Unirii pentru toți românii. Haideți să o ascultăm. Pe curând și odată la revedere, ne vedem mâine seara la orele 20, ora României, ora 19, ora Italiei. De la Milano, Timon Lipciuc vă salută cu respect, dreptate, frăție și respect. Trăiască România liberă și independentă, trăiască poporul român împreună în pace cu toate popoarele lumii. Thank you.